Au dormit. Bă, dacă era așa instant, bă, frate, bă, dacă era, dacă mergea internetul ăsta așa, pam, eram la secundă aici, bine, glumesc. Practic, s-au întârziat 20 de minute din cauza că na, te conectezi la internet, se trebuie tehnologie. Dar restul de 4 minute, ce să zic, ce să zic, că n-avem scuză. Bine m-am găsit la un nou live stream. Astăzi ne jucăm un bazu, încercăm să terminăm jocul, să ne apucăm de mai Summer Car. N-am mai făcut live-uri perioada aceasta pentru un motiv foarte bine întemeiat. Mai multe, pot spune. Salut, Ulf, bine te-am găsit, Steleada, bine ai venit, Extremus, Petre, Trifan, Mihai, bine v-am găsit, Florin, bine ai venit și tu pe live stream și toți ceilalți. O să vă dau un sneak peek. Un sneak și vezi acum mare poză cu știi. Hello! Să vă dau sneak peek? Vă dau sneak peek. Hai, stai seama că nu funcționează. De fapt, atât arăt. Ok? E pe ceva de piele, da? Hehe, boys! E pe ceva de piele, da? Atât zice. Bine, și ăla... A, prea s-a văzut. Și l-a mai spart! A mai spart telefonul. Hai să-l ștergem puțin. L-am scăpat! S-a spart! Lucru! Acum mergea melodia. Sunt amărât. Sunt mai de steaua mea. Bă, abia ce am luat spate nou, frate. S-a văzut floarea, nu? S-a observat floarea, uite. E lipit cu scoci. Ia uite, banda de scoci. I-am spart și spatele. I-am spart și tot în el. Nu e variant. Nu e variant. Bine. Lăsăm. Dacă îi dau scociul ăsta jos, mi-a plecat tot spatele. Se deschide, o să zic că am telefon cu clapă. Deci dacă i-am dat asta jos, așa îi face spatele. Vine să strân. Sabia n-am terminat. N-am terminat Sabia. Pentru că... O să trebuiască să fac niște stickere pentru niște chestii. Și o să-mi fac atunci și numele toate, pentru că am zis decât să dau comandă pentru alea și după să iau separat ce mai am nevoie, nu facem variant. Văd că deja mi-a pierdut niște cadre. Nu este din vina mea, iar e problemă cu serverul. Nu știu cum dracu se întâmplă la noi de astea. Bine, nu pot garanta că doar la noi se întâmplă, că... Nu e ca și cum mă uit la toți pe livestream-uri să văd dacă au acolo un mic freeze de 2 secunde. Bine, 60 de cadre, 120, 180, 240, vreo 4 secunde s-a bulit așa. Dar s-ar putea să se mai întâmple. Acum, în altă ordine de idei, alte informații... Alte informații utile. Ia fiți atenți aici. Opa, dar ce are băiatul aici? Niște episoade editate deja. Sunt editate. Avem un joculeț nou. 4 episoade deja din el. Avem episodul de mâine de 5M. Avem un joculeț care nu știu dacă o să ajungă pe canal. Încă un joc. Jocul cu casele. Pacific Drive episodul 2-3. Episodul 3 din Rage. Roblox mi-e interesant. Dar aici... Aici, poate nu se vede scrisul că e mic, dar piatra asta în mână, damn boy! Continui jocul din ultimul video, da, l-am terminat, avem episodul 2 și episodul 3 aici. Nu se coșa, nu vreau să aflu ce frumos, puțin spoiler așa, nu știu. Deci de exces, ceva... Chiar că puțin, nici eu nu înțeleg, n-am înțeles nimic, care eu m-am jucat. Și ăsta.
Salut și bine te-am găsit la... Băi, dar știi ce văd eu acum? Că, uite, încadrarea asta a mea aici la monitor, bă, frate, nu e pe mijloc. Sfânta mărâță, vede ăștia oameni. Na, 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 na. Așa să o facem și noi frumos, nu? Ăsta acum dă exact cadru cât trebuie să fie. Cred că atâta. Asta așa puțin mai tăiat. Total? Dar ce-i cu spațiul ăla alb sus? A, negru, l-am mișcat eu așa. E, să-mi va piciorul unde dacă mai nimeresc. L-am pus de... S-a dus. S-a dus al meu. Gata, în fine, ideea e că... Un nou episod din Rust. Abia am intrat pe server. Trebuia să-mi fac eu niște unelte, cred de ce că... ce se vedea așa urât? De RAM. Deci mi se pare o nebunie. Uitau unul direct, door camp. Mamă, ce urât se vede randat. Giga de RAM. Mi se pare exact. I-am făcut eu ceva de se vede. Bă, știi ce clar se vedea înainte să le randez? Mamă. A, dar asta văd eu, rezolvăm după. O să postez The Crew Motorfest. Uite, o întrebare foarte bună. Băi, The Crew Motorfest ăsta eu nu l-am cumpărat. Nu am jocul. Prin urmare, nu știu dacă... Probabil o să-l cumpărăm. Momentan vreau să fac asta cu Rastul și mai târziu să ne jucăm cu al nostru volan frumos. Să ne jucăm ăla, cum se numește... Este ăsta, nu-i metal. Nu merge magnetul. Să ne jucăm joculețul ăla cu... Cum se numesc alea, mă? SnowRunner, mă. SnowRunner, mă, să ne jucăm. Ăla aș vrea să ne jucăm puțin. Am băgat moderatorii pe celălalt? Nu, o să-i bag în curând. Apropo, în descriere găsiți canalul de livestream. Calculator, o întrebare foarte bună. Deci astăzi am stat câteva ore. Am stat câteva ore să configurez calculatorul pe care îl voi cumpăra. Am avut o... De asta puțin așa. Eu mă așteptam să mă ajung undeva la 2500 de euro. Ceea ce vreau. 2500. Și... nu. Da. O secundă. Da, mă, dar nu pot să pun eu să vedeți voi aici, mă? Ba, da, frate. Hai, că s-a contopit cu celălalt avij nesimțit. Las puțin că... Că-l momor. Las puțin că-l momor aici. Hai, de mă, nu fi gherțoi, ia uite-l, mă! Am toate taburile, dacă vezi, dacă n-am monitoare separate și folosesc... Am pe ăsta puse de zici că... Et. Mamă, și eu prost, bă. Bă, și eu prost, bă, băiatule, dar... Bun, deci avem... 1,9770 lei egal euro. Mac, bro! Adică a depășit cu mult ce mă așteptam, eu nu pot să fac ăsta mai mare. Ba, evident că pot. Ba, evident că pot. Ok. Dar sunt eu acum pus foarte ciudat aici, nu? Tanta mărâță, vai de steaua. A rămas melodia în cap. Ok, acum e mai bine. O să le repar eu iară după. Acum e mai bine. Mamă, ce ciudat e overlay ăsta, nu? Deci avem așa. 4.000. Deci eu prima oară când am făcut, mă gândeam la carcasă, mă gândeam, bă, da, piese, aha, bun. Cât poate să ajungă? Că nu poate să ajungă prea mult. După ce astăzi am stat, stai să punem fade ăsta aici, că parcă vine deodată linia să terminăm. Am stat, hai că se mai vede chat. Salut, Gabriel, bine te-am găsit. Am stat, am făcut astăzi unitatea, deci avem așa, avem RAM. Începem cu memoria RAM. Avem pe calculatorul pe care îl voi cumpăra. Prima oară trebuie să văd exact cum să procedez și abia trebuie să vorbesc pe undeva, să văd ce și cum și abia după îl cumpăr. În fine, n-are importanță. Avem 64 de giga RAM,
DDR5 la 5600 cu cele 40. Puteam să aleg între cele 40 sau 36, dar erau 200 de lei în plus pentru ceva care nu mă interesează. Avem un SSD 990 Pro, nu e 980, are scrierile mai bune, pe M2 de 2 tera. 10 milioane. Ah, și RAM-ul tot 10 milioane. Și de ce am ales doar un singur SSD? Pentru că mai am eu unul cumpărat, un 980 Pro, este puțin mai slab, dar e tot de 2 tera, frumos, n-am nevoie de mai mult. Nu scot nicio piesă de pe calculatorul ăsta, gen să pun. Avem un 4090, o chestie foarte interesantă la placa asta video pe lângă celelalte. Deși este cea mai ieftină placă, 4090, de pe PC Garage, este printre cele mai puternice în boost. În boost, multe duc 2500, asta duce 2600. Nu mă interesează, dar e ok. Aveam de ales între asta și cea cu răcire pe apă, care era mai scumpă cu 1000 de lei, cu 10 milioane. După care, avem o carcasă care mie mi-a atras atenția. Nu e nimic brizat sau ceva de genul, dar mi-a plăcut ideea. Cum este. Deci avem aici placa de bază frumos, aici ți intră ventilatoare dacă vrei. Deci, stai, mai simplu, uite așa. Ventilatoare sus, ventilatoare într-o parte, ventilator în spate, poți să-i pui și jos, evident, dacă vrei. Și ce mi s-a părut foarte tare, în spate la placa de bază, mai ai niște ventilatoare. Practic, aici, mai ai niște ventilatoare, uite. Poți să-i mai pui, ceea ce mi se pare tare. Și dacă chiar vrei să fii țăcănit la cap, îi prinzi și în găurile astea aici, știi? Practic unde vin astea de hard, noi nu o să avem harduri și nici SSD-uri mari. Deci dacă vrei să-i prinzi în găurile astea încă un ventilator, ești liber. Practic, carcasa suportă 13 ventilatoare. 13. Ceea ce mi se pare pe exagerat de suficient. Uite, ăsta e lateralul. Poți să-i pui 3 de 120. O să ne vină în configurația cum? Sus vom avea radiatorul pentru procesor, deci asta e carcasa pe care o vom lua. Mai departe, placa de bază am căutat să nu fie nici cea mai ieftină, nici cea mai bună, am căutat-o după ce avem noi nevoie. Susține 128 de GB RAM, frecvențele le duci până în 7600 dacă vrei. Avem 3 sloturi de M2, ceea ce e bine. Avem Wi-Fi, multe conexiuni pe aici, Wi-Fi mi se pare sincer foarte tare. Și este pe soclul de 1700, exact pe ce mergem noi. Mai departe avem sursa. Acum am fost puțin în dubii pentru că sursa nu e un nume gen, știu eu, Corsair sau ceva de genul. Este GameMax. Dar acum m-am gândit că nu prea are cum să fie o pocnitoare atâta timp cât ea are eficiența 92% și certificare 80+ Platinum, care 92% eficiența, bă, e bine și era singura sursă în banii ăștia de putere asta. Practic, am luat-o pe cea mai ieftină la 1300 de W. Restul de 1300 de W săreau de la 1300 de lei în sus, care oricum calculatorul a depășit bugetul meu de așteptare, nu știu, de cât credeam că va fi, cu mult. Deci asta e sursa pe care vom avea. Avem pe coolerul la procesor, am zis să merg puțin mai scumpicel. Am luat ăsta, mi-arată și aici frumos temperaturile. Acum nu știu dacă chiar ăsta va fi, putem să-l mai schimbăm, nu e bătut în cuie că ăla va fi. Am văzut că foarte mulți folosesc ăsta de la Akiris. Nu știu care-i treaba cu Akirisul ăsta. Pe mine nu prea mă încântă Akirisul pentru că nu prea mă încântă în mare, dar am căutat ceva cu display. Nu ai nevoie neapărat de 1300, poți și 1000. Nu știu ce să zic. Pe internet căutam procesorul meu cu placa de bază, cu placa video, un 1000 e ok, îți duce, dar recomandat 1200-1300, adică da, îți duce și 1000, dar recomandat. Acum, nu știu. Nu știu sincer. Uite, mai avem și ăsta, dar astea n-au dalea să-ți arate temperatura. Bine, eu nu prea văd. Ce mie la astea cu pompa? Să nu aibă o defecțiune pompa, pentru că nu-ți dai seama.
Bine, se închide calculatorul, că ajunge procesorul în temperatură mare. Dar, oricum, sursa și coolerul încă nu sunt bătute în cuie. Deci nu e acolo. Avem după procesorul i9-14900K de 3.2. Care e ok. Ajunge până la 6. Asta nu consumă foarte mult. E ok. Mai departe, la ventilatoare nu prea m-a interesat foarte mult. Deepcool e destul ok. A trebuit să-mi iau pachete. A trebuit să-mi iau pachet de 3 ca să-mi pun și practic ne vin 9 de-astea. Și practic tot mai rămâne. De fapt am zis că pun 2 în spate, în spate la placa video. Placa de bază, pardon. Și cam asta sunt. Sunt niște chestii foarte simple cu niște LED-uri. Le-am luat că sunt la pachet. De asta, de ce nu merg pe Ryzen? Pentru că am mers pe Intel de când m-am mutat pe... Ai o întrebare stupidă, scuze. Am arătat ce-mi iau, nu există, de ce merg pe aia și nu merg pe aia, așa vreau să-mi iau, așa-mi iau. Atât. Și asta, cam asta e unitatea, deci momentan nu e bătut în cuie nici sursa, nici coolerul. Posibil să mai scad din cooler și să bag la placa la sursă, dar cam ăsta ar fi în mare. Chiar același, nu știu, ăsta e. Ai același cooler, e chiar ok, nu trece de 70 de grade. Vezi că între 13.900 ca și 14.900 ca e diferență de bani atât, da? Și e diferență mare de bani mare. Și atunci care-i treaba cu 14.000? De ce mai există 14.000 dacă e aceeași chestie cu 13.000? Ia să căutăm. 13.900. Păi care diferență de bancă e aceeași bani, ești nebun? Bune că e același bani, nu? Tata mărâță, vai de steaua mea. Deci fii atent, 14.900 ca 3.2. 3, în aceiași bani. Cu 60 de lei mai scump. Deci cred că e diferență, nu? Salut aici. Ia-ți telefon de bani. Păi mie întrebe telefon sau calculator. Deci practic e diferență. Din ce văd eu, 3.058, aici e 3.26, deci oricum, ideea este că eu calculatorul ăsta nu îl schimb pentru procesor, procesorul meu se duce foarte ok în momentul de față și când mă joc și când orice. Haideți să vă arăt care este problema mea. Observați placa mea video cât este utilizată și eu nici măcar nu mă joc? Da. De asta, mie îmi trebuie o placă video foarte puternică. Procesorul, sincer, ba chiar mă gândeam, bă, îmi schimb placa de video la calculatorul ăsta și mai îmi iau niște RAM, îmi pun și SSD-ul ăsta de LAM și am cam terminat-o. Dar după am ajuns că, bă, dacă îmi schimb aia trebuie să-mi schimb și sursa, am o sursă de 800 de W, mi se pare. Și din cauza asta am zis, bă, facem nou. Mai bine ți iei un 4080, că nu e cu mult mai slab. E cu 50% mai slab. E cu 50% mai slab, despre ce vorbim? A, bă, nu, cu 27%, scuze. 27%. Contează destul de mult. Bine, acum a apărut și Superul, care e Superul 23. Ia stai, mă, că avem Superul pe PC? Nu le-au adus, cred că încă nu. Ce vindeți, mă, la bani? 70 de milioane, 4080? Ce-am scris? Bro, de ce s-a așa scump pe la noi? Super, ia uite-o, 57.
Cum, 16 giga? 16 giga. Ideea e că am nevoie și de mulți giga. Pentru că, de fapt, mă descurc cu ăsta, dar nu știu. E diferență ce-i drept, e diferență de 50 de milioane. De ce nu-l faci la stresul? De ce să-l fac la stresul? Pentru ce? Nu sunt capabil să-mi aleg piesele, să le montez. Așa mai stai până îl face el. Eu am probleme cu răbdarea. Plus că nici nu sunt cu din București. Da, nu mă încântă, nu mă încântă. Nu mă încântă. Adică 23%, bine și prețul, plătești dublu, dar nu știu. Salut, Țârlea, bine te-am găsit. Nu e în stoc ăsta, nu este în stoc, dar n-am văzut. Stai așa că avem aici la 60. Dacă nu-l avem pe Ipon. După ăsta mi-am luat eu volanul. L-am găsit foarte ieftin. Sursă minimă recomandată, 750. Ar placa video. Da, la banii, deci de 4090 ăla. De 4090 ăla îți iei două de-astea. Îți iei două de-astea, efectiv. Bine, ăștia n-au descrierile bune. Uite-te și tu. Atât. Atât. Asta e tot. Site-ul ăsta pe descriere e mort. Sunt amărâți în haine steaua mea. Nu știu, nu prea mă încântă 4080. Adică, la bani, e ok. Dar nu vreau să fiu nici gen, bă, că mă, alea, că alea. Bine, diferența aia de bani, mi-aș lua telefon, adică dacă ar fi așa, nu mi-aș lua telefon, i-aș folosi la cu totul altceva util. Dar, stil, de ce PC Garage vinde 4080-uri la 70 de milioane? Când îți iei superul la 60. Nu înțeleg. Nu înțeleg. Păi ia stai mă, poate și ai și cu 4000, nu, RTX 4090, compari, ia să vedem. Acum care fi cea mai, da, așa variantă, 98, dar dacă dai pe el 100% ți arată 10.000. Ah, oh, iopte, păi te bagă pe alt site, cine mă? Păi și asta ce? Windforce V2, bam, bam, bram, bram, 98. Refuz. În stoc 19, păi 98, ok, cea mai ieftină 98. Păi și acolo era cu 200 de lei mai scump. Ah, deci pe acolo, ăsta e ultimul preț, 98. Ce mai există 4080 Ti Super? Au făcut la 4... ce? Există? Păi ori e TI, ori e super. Adică... nu vă nicăieri. 4080 Ti Super, Daniele, what? Pe canalul de Roblox nu am mai postat. Am clipuri, dar încă nu le-am postat. Ce faci cu PC-ul pe care l-ai? Uite, mă gândeam să-l las la poartă, poate. Poate l-o vrea cineva. Îl vând, ce să fac? Și așa mă arde unitatea asta, eu nu credeam că mă ajunge 4.000 de euro. Mă așteptam un 2.500. Am zis că, bă, 4.000! Ești nebun. Uite. M-a aruncat în aer. M-a depășit cu mult bugetul. Eu pe acolo mă așteptam 2500. Dar cu 2500 puteai să-l faci, dar îți luai piese mai slabe. Și cum nu vreau să fie cazul să ne luăm piese slabe, ne luăm piese ok. Că pe Rust mă jucam, și filmam și mergeam, făcea niște sacadări de-astea, bă, mă enerva maxim. Bă, bune, mă enerva maxim. Nu puteam să mă joc, a venit unul la mine, am făcut PvP,
Și aia, mă, că eram în dezavantaj maxim. Trăgeam, așa, se bloca jocul. După, m-am trezit mort. Ce să mai faci, că n-ai ce să mai faci. În cât timp crezi că strângi banii? Bă, banii cam am. O parte, m-am încurcat mult, că mai trebuie să vină niște lucrușoare pe care trebuie să le facem noi pentru magazin și asta, și m-am încurcat mult tare. Dar, vedem ce facem, nu dăm înapoi de la piesele astea, vreau cele mai bune piese. La placă video și procesor, restul, nu mă interesează. Da, 2500, m-am gândit toată unitatea, 2000, doar placa video. Să faci double PC? Nu, pe al meu o să-l vând, o să-l țin ca să fac ceva cu el după ce-mi vine și ăsta, o să am nevoie. Și după o să-l vând, să mai recuperez puțin din bani, să-i pot să îi folosesc la haine, la ce mai am eu să-i folosesc pe acolo, că mă... Chiar azi când făceam cu băieții coșul, eram acolo, mă... Stai așa că al meu deschidea rastul, opa, nebunule, fără rast. Haide... Și monitorul, o să ne luăm și un monitor de gaming. M-am uitat, de gaming. Mamă, ce părțar sună. M-am uitat de un monitor 31 de inch, 5. Răspuns 1 milisecundă și 165 de Hz. Monitorul ăla o să ne iasă din birou frumos și pe ăla o să fac live și pe ăla o să filmez. În restul timpului cât editez, fac imagini, lucrez, orice, o să stea ascuns în birou. Practic o să iasă din birou așa. O să fie un sistem tare. Și ăla o să-l ținem doar în momentul când facem live și filmez. Pentru că vreau să mă joc Rust, vreau să mă joc ca lumea. Și dacă am unitatea asta nouă, mamă, pot să mă joc și o tryhard. Îmi iau și un mouse cum trebuie frumos. Tastatura e cu noi aici, ține. Dar mi-au și eu un mouse, că ăsta e de office. N-am butoane pe el, n-am nimic. De pe isul jos, e efectiv de office. Dar, momentan, strângem din curs să luăm unitatea. Și după, cu nebunia de wide, ce fac? Păi asta e ideea. Ele o să stea la fel cum sunt. Pe astea voi lucra, editez. Ce fac eu? Am mult spațiu, e bine. Dar în momentul când eu fac live, ăla o să iasă din birou frumos și o să am doar jocul pe el. OBS-ul și chat-ul o să stea în continuare pe celelalte monitoare. Eu doar vreau să mă joc pe ăla, să fie frumos. Pentru că astea nu sunt monitoare de jocuri. Astea nu sunt monitoare de jocuri pe care le am. Pentru cei care nu știu, bă, dar ce monitoare ai? De nu-s de jocuri, dar totuși te joci pe ele. Imediat. Sunt amărânt. Ok, vedeți cât e tastatura, da? Tastatura mea e mare. Avem un volan aici pentru scale. Ok? Și volanul ăsta e un volan de gaming normal de joc. Ok. Acum o să vedeți astea cât sunt în raport cu focalizare, Marian. Sunt puțin mai mari. Puțin cam foarte mari. Adică au 1,20 m lățime și sunt două, mi-am luat două și le-am pus unul peste altul. De aia se vede același joc, pentru că jos aveam OBS-ul și sus era rastul și filmam rast atunci. Asta voiam să o editez, să o postez pe comunitate cu Let Him Cook. M-am pus să mă joc rast. Dar fiecare, uite, acum de exemplu, cum arată monitorul meu când fac live, de exemplu? Cum arată monitoarele mele când fac live? Se observă OBS-ul, se observă jocul, chat-ul, type stream-ul, datele de pe YouTube, statisticile, chestii. Deci așa mă joc eu acum. Jocul meu stă întotdeauna sus, acolo, micuț. Care este incomod. Este incomod. Și de asta o să ne luăm un monitor care nu sunt foarte scumpe, adică undeva la 1200 de lei îți iei monitor. Care e destul ok. Tricourile cu mâneci lungi, astea sunt oversize. Așa se numește.
Partea bună e că ne mai scade ăsta, SSD-urile, astăzi am văzut. Era 10 milioane un SSD și am mai scos unul, am zis, bă, stai puțin. Că eu nu pusese în carcasă și nu pusese nici placă video la coșuna. Poți lăsa și așa, dar acum tu cum știi mai bine. Arată genial, dar nu e genial. Nu e genial de jucat. Arată bine, dar nu e practic de jucat. Bun, astea sunt monitoare, să lucrez pe ele, să editez, să faci lucruri de genul. De astea le-am luat normal. Bine, trebuie să mă gândesc că și mă joc. Salut, Dani, bine te-am găsit. Ce zăva, hâțule, uite, ne-am uitat puțin de calculatorul ăsta. O ardem frumos, un pateu, așa, o lumină. Glume și-o cam ăsta. Ești live de 30 de minute când încep să te joci. Imediat începem să ne jucăm. Cred că s-a și auzit sunetul din joc. Pam! Ho-ho-ho-ho! Ne arăți setup-ul tău. Mi se pare obositor ecranul așa ocupat. Băi, Glory, ce vrei? Ăsta-i domeniu. Ăsta-i domeniu. Na, ce să faci? De banii aia faci un bazul real life. Să fă bun. Dar nu, am discutat data trecută, nu vreau să fiu obraz gros, nu vreau să fiu căcănar. Acum când a venit momentul să schimb unitatea, să fiu, că nu iau aia, că iau tine mai scumpă cu... Bine, la chestii de-astea care chiar nu necesită, adică cum era sursa? Aceea sursă de la două firme, e normal că o aleg pe aia mai ieftină, doar nu dau banii pe nume. Că oricum asta mai ieftină are eficiența mai mare decât aia altă care o avea. Vorbesc din cazul real ce am văzut azi. E normal că o să o aleg pe aia mai ieftină. Dar la chestia ce am nevoie, mai ales placa video, la aia nu vreau să discutăm. Aia o cumpăr exact așa, direct, știi? 94, haide că ne descurcăm. 42.000. Mai facem pachete aici. Deja avem, bam, bam, bam. Păi nu pot să fac? Ce facem aici, tante, șo? Not enough. Ce se tăream la 5M? Am un mod de grafică. Am un mod de grafică custom pe care l-am făcut și curând o să vină ceva legat și despre asta. Din păcate, nu va fi gratuit. Va fi pe Patreon, îl veți putea achiziționa cu 4 sau 5 dolari. O singură dată trebuie să-l plătești. Dar o să lansez un proiect pe Patreon unde vă puteți abona și în fiecare lună, prima oară vom începe cu GTA 5 multiplayer, deși nu recomand, pe ăla să folosiți modul de grafică, 5M și Rage vor fi moduri de grafică, apoi peste o lună o să vină pe BIMNG, apoi peste o lună o să vină pe alte jocuri de mai jos. Adică în fiecare lună se va lansa pentru jocuri. Și sunt niște moduri de grafică care nu folosesc resurse în plus. Sunt niște chestii foarte interesante, o să le vedeți în curând, o să fie pe pagina de Patreon și le veți putea lua exclusiv de acolo. Nu vor fi gratuite pentru că va fi timpul meu să le fac, să le setez, să fie totul ok și vor urma update-uri... Vor urma update-uri la ele în fiecare lună, evident. Și mult mai multe chestii să le puteți schimba. Deci, de asta va fi cu plată. Pentru că și oricum, momentan, în perioada asta, e cam vulvăraia așa. Episoadele de Rust vor apărea când se dă wipe la server. Peste o săptămână. Nu știu dacă are mâncare cățelul. Am zis cea mai vagă idee. Și nu uitați, oameni buni, după ce terminăm cu un bazul, ne vom vedea live stream pe canalul din descriere. Acolo vom face live-urile, vom face și pe zi. Mă, cum s-a făcut seara deodată? Vom face și pe zi și pe seară, facem și reacții. Adică facem chestii. Ce procesor pun? i9-14900K. Ca
14.900 ca o bine, oricum o să mai recuperez niște bănuți în momentul când vând unitatea. Băi, e cineva interesat de, acum serios, fără d-alea, să cumpere. Bine, o să zic într-un clip sau văd de ce fac. Am astea, frate! Ia uite-l mâncaia aici dorului. Frumos, împachetat, folosit de 10 ori maxim. Steam Index. Frumos. Nou costă 5.000 de lei, prețul de vânzare de la mine 3.200. Folosit de câteva ori maxim. N-am avut spațiu de el. Și de asta ce să fac rău? Încerc și eu să vând aici ceva. Că m-a tras făcur unitatea. Mă așteptam la un preț și alt preț. Haideți să strângem. Tu ce faci, cum ești? Nu fac pe canalul celălalt în seara asta. Mâine mă vedeți că vând brichete, telefoane. Facem live-uri de-astea cu teleshopping. Frumos, numărul pe ecran, sunați. Aoleu, maică. Aoleu, maică. O luăm la vale. Tu ce faci, Raul, cum ești? O luăm la vale, băieți, de acum încolo e gata, e doar downhill. E doar downhill. Bun. Haideți să luăm noi. Ia stai, mă, că lucrăm așa fără muzică. Băi, ce-i asta? Gata, frate, că altfel intră iar bancoși când cântă muzica. N-am mai la tastatură. Oh, pe cum să luam? Uite-l. Marian Viteză mă numesc. E altceva, frate. Altceva. Oh, nu cred că... Păi deja am luat. Nu cred că mai facem încă un pachet de la mare. Mi-a zis, voi, cu un pachet de la mare e 10.000. Acum, bine, câtă încredere am eu în ce mai ziceți legat de jocul ăsta. Unitatea veche cât vreau. Sincer, eu nu știu cât costă la mâna a doua. Ce am pe ea. N-am nici cea mai vagă idee, ca să zic un preț. Are un i9-9900K, 32GB de RAM, DDR4, nu știu dacă erau atunci și nu existau 5. 3080. Punctul lui slab are un singur SSD pe M2 de 256. Ăsta e singurul lui punct slab. Și după mai are un SSD normal de, nu știu, un Tera 2, habar n-am, și după un hard. Nu e suficient. Și avem un hard după de 2 tera. De singurul lui punct slab va fi SSD-ul de pe M2. Și cine îl va cumpăra, dacă vrea mai mult spațiu pe un M2, va trebui să-și cumpere un M2. Dar nu știu în ce bani se învârte, pentru că nu am căutat pe Olix. 4.000-5.000 de lei? Probabil, nu știu ce să zic, nu cred. Habar n-am, sincer să fiu. Mă, ce facem cu semințele astea, mă? Ce facem cu toate semințele astea, mă? ...293 de semințe. Ce facem cu ele? Ce facem cu ele? Bine, poți să mai pui ghiveci. Uite, era o chestie... Era o chestie foarte tare să poți să vinzi astea, nu? Mă gândesc, mai faci un ban cinstit și de acolo. De ce nu? Până la urmă. Trebuia să fac un pachet de la mic, mă, să-l arunc, să-mi spawnez de alea pe aici. Era o variantă. Cum se numește canalul nou? Îl găsești în descriere, dacă mergi descrierea. Sau... îl găsești în descriere. Da-na-na-na-na.
Haide, mă. Da, pe acolo vreo 6.000 de lei, cred că e. Vreo 6.000 de lei, cred că se învârte unitatea. 5.600, dar ai zis bine, acum am dat un search repede. Păi nouă cu nebunii. Și că rulează orice joc 4K fără să cadă. Bă, nu mai minți eu. Bine, și placa video de 16... Ah, 16 giga RAM. Aleu. Cum mă, bă? Da, pe acolo, pe acolo. 5.000-6.000. E bine. E bine, bine, bine. Acum vei face live-uri numai pe canalul nou. Băi, așa aș vrea. Eu așa aș vrea mare parte. Eu așa aș vrea să facem pe ăla. Să ne mai uităm și noi pe un TikTok. Mai râdem de ăștia. Nu știu ce mai schimbăm. Și pe canalul ăsta nu prea vreau eu așa să... Am risc canalul. Știi? Haideți să vedem ce se întâmplă la Arțar. Deci avem nevoie, practic, mă, noi ce mai avem nevoie să terminăm jocul? Practic, să deblocăm... ...3080 nu e TI. 3080-ul este Founder Edition-ul. Are un aspect mai interesant, din punctul meu de vedere. Ce se întâmplă aici, mă, mâncavaș? Aaa, n-o mor suc de arțar. Juice de arțar, că stai, ce? Aha, 208 arțari. Lui juice de arțar. Bă, apă, bă, apă, bă. Mamă, ce-aș bea un Pepsi, bă. Aș bea un suc, bă, băiatule, bă. Rostesc cu sucuri. Aaaa. Deci, băi, manevră, nu s-a scufundat încă vaporul. Ia uite-l, bă, trăiește. Da, practic noi race track-ul mai avem de deblocat și cabana aia acolo și să mai cumva avem, mă, chestie făcută. Și asta mi-am găsit exact al tău. Da, păi pe acolo, 5-6.000 este. Trebuie să așteptăm, dar unde e ăsta? N-am făcut. Ce mai face câinele? Nu știu, manevră, ce faci, mă? Hai că nu răspunde imediat. Ce rău sunt. Astea-s goale. Mamă, toate-s goale. Bă, ce merge așa greu? Păi n-avem arțar, n-avem nimic. Ce facem? Ce facem, oameni băi? Facem cartofi, vindem cartofi, mai facem un ban cinstit. Canalul Marian ce mai este? Cu canalul Marian nu mai e nimic momentan. Darius, mulțumesc frumos! Ți-au bucurat copiii, băi! Mulțumesc frumos, Darius, te pup, bine ai venit pe livestream! Mulțumesc foarte frumos! Hai, mă, că facem cartofi, frate! Ce zici? Uite potaia! Pasă, are mâncare, are apă! Gata! Te duci înapoi în America! Ia și mie un suvenir. Ceva acolo de la americani. Îl vezi pe că vine cu ceată. Păi stai, mă, că mă pun să fac saj, mă, frate. Pune ghivece. Mamă, mamă, ghivece. Aoleu, m-a pufăit aici. Membru pe iPhone trebuie să intri pe Safari. Pe aplicație nu merge. Trebuie să intri pe browser. 50 de ghivece! Haide! O să dureze ceva. Mulțumim frumos, Darius! Dar nu le-am numărat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Mulțumesc frumos, Daniel! Mai ridem și noi! Bă, nu m-am uitat numărătoarea! Axel, mulțumesc frumos! Te urmăresc de când te jucai MTA! Mulțumesc foarte frumos, Axel! Daniel, te pup! Chat, la cât am ajuns? Chat, la ce număr am ajuns? Bă, trebuia să iei numărul ăla, 42, 43, 44, hotărâți-vă, ați nebunit, ziceți-mi, vorbiți între voi și dați-mi informația, că așa nu facem nimic. Păi ori, iau-te-l și pe Tiger. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Wolf, te pup, mulțumesc foarte frumos, să fie primit! 50, 51, 52, 53, 54, trebuie să ajungem la 100. 55, 56, 57, 58, 59, 70, 71, 62, 63, 64, 65. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 69, 68, 67, 65, 64, 63, 62, 61, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87. 88. Mam! 89. De aici nu mai știu să număr prea bine. 90. 91. 93. 92. 94. 96. 95. 97. 98. 99. 2. Sârlea, bine ai venit printre membrii, mulțumesc foarte frumos. O, e greu cu număratul după 40, frate. Mamă, să vezi cum sar astea acum, direct. Dau save. Să ne țin pumni. Bă, am mai spawnat câteva lucruri, frate. Wolf, mulțumesc foarte frumos. Ce am spawnat, mă? Am spawnat butoi. De la 95 la 97. Uite-l. Ăsta-i suvenir. Mult mulțumesc frumos! Să fie primit! Încă 50 de ghibece! Băi, n-am loc să le pun. Daniele! Mulțumesc frumos! Mamă, păi practic încă 100 de ghibece, nu? Că s-au băgat 20, 100... Mamă! Hai să le dau mai așa, că nu mai am spațiu. Încă 100 de ghivece. Bro, iară trebuie să număr 100. 1. 2. Mulțumesc foarte frumos, Wolf. Daniel. 3. Stai că stau pe picior și mă doare. Cât am ajuns, mă? 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Îi dau pe speed. 12. 13. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Cât era? 56, 57? Lângă băieții care știu să facă lei, pentru că de la băieții care știu să facă lei, înveți. Mulțumesc frumos, dar deja o simt că e cu urea asta. Deja simt că e puțină urea aici. Nu știu dacă... Ma, mulțumesc frumos, Daniel Ulf. Simt că e cu puțină urea aici. La cât eram, în 57? Băgăm-eș. Mulțumesc foarte frumos, Daniel Ulf. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 80... Ba, am numărat 60-ul? Bă, la ce număr era, mă? 78, 7... Mamă! Ionuț, bine ai venit printre membri! Mamă! 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86, 87! Doamne! Bă, stai să mă, că nu mai termin, mă! Mulțumesc frumos! 87, 88, 89, 90, m-am turmentat! 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, cât? 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 8, 109, 110, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bro, what the fuck? Optsprezece, nouăsprezece, douăzeci, 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 cinci, douăzeci, șase, douăzeci, șapte, douăzeci, opt, douăzeci, nouă, treizeci, 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 unu, treizeci, doi. 33, 34, Ulfule, 34, 34, 34, 34, să nu uit. Mulțumesc frumos, 34. Câte am de numărat în total? 35, 135, 136, 137. Pituță, mai întâi pune-le, avem loc, că le băgăm în linii. 100, mă, haide, 140, că nu știu cât am. 141, 142, 143, 144, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Cât vine, mă, 60, 71, 62, 63, 64, 65, 66, 64, 65, 66, 67, cred că, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Bro, gata, le punem, le punem, numai, dăm după dacă mai e loc, dăm după dacă e loc, că m-ați nebunit. Salut, Mecule, bine te-am găsit, 300 avem depus în total, câte am pus până acum, 200?
Câte am pus? Ce ai mâncat, vaș? Deja moare jocul. Ce apă să mă mâncați așa cum îl iei de jos, că am uitat. Oh, mai trebuie încă 100. Stai să le punem. Stai să le punem, că... nu e fan. E fan când te uiți. Când o faci, nu e. Am pus 200, nu? Mai am încă 100? Pregătit de orice, băiatul. De ce apoi să-i mâncați așa? Nu-n cap. Au, ne rămâne spațiu? Păi nu, că noi deja aici am băgat multe, bă, că am băgat 400. Și noi le-am mai fost și linii, bă. Nu? Hai mă, că dacă ne gândim noi bine, ecuația matematică lui Pitagora, ce ne-a zis nouă în clasa a 6-a, când făceam universul echilateral și isoscelul pătrat, ne-a zis că practic noi aici ne încap. După matematică simplă așa, de o geografie fiziciană, cuantică, putem spune că suntem sub nivelul mării cu nivelul IQ. Nivelul mării în Minecraft e 60. Oceanului, pardon. Mamă, tu îți dai seama să ai IQ 60? Cred că e puțin cam. Nu e de dureros pentru ăla care îl are, cred că el îți dai seama, nu realizează. Adică ne uităm atâția pe TikTok-ul ăsta cât sunt. Cum mă fac membru pe Android? Ești obraznic. Necule, ce faci, cum ești? Vrei și tu ce am un joc? Necaz, ce dracu să am un joc? Merge să iei membru de pe Safari, nu știu, dacă te poate ajuta un băiat care și-a luat prin browser tot pe iPhone. Dacă nu, îți mulțumesc că ești pe live. Haide mă că facem plantation-ul! Mamă, cum o sărit are acolo? Sămânță, vină cu ce sămânță. Sunt bine, mă. Adică normal. Cu ghivece pe aici, mai udăm o flare. Mai stropim un soare. Că în loc să termine jocul, el a pus ghivece. Băi, pletosule. Asta face parte din joc și când vindem după o plantație de-asta, ne-au sărit urechile în aer. Când vindem o plantație de vreo 800 de ghivece, păi băiatul își cumpără direct harta. Un pachet de la nu știu cât au zis că e oamenii. 10.000 mi se pare și de asta practic mă tentează și partea asta de ghiveciar. Știi? De ce ești îmbrăsat? Zici că sunt televizoare aruncate. Cap de pus, butonul de membru lipsește. Caching, popică, mulțumesc frumos. Bine ai venit, popică. Vrei un iPhone? Eu dacă vreau iPhone. Bă, sufletul meu de om sărac și-ar dori și el luxul în ale telefoanelor. Dar momentan sunt alte lucruri de făcut cu banii. După cum am zis la început de livestream, unitatea mă ajunge mult mai mult decât calculasem eu.
Am făcut un calcul la 2500 de euro, mă ajunge 4000. Adică cu 1500 peste ce mi imaginam eu că va fi. Și îmi dă puțin calculele peste cap, dar nu discutăm. Se va cumpăra. Și de asta nu-mi cumpăr eu iPhone. Bine, nu mi-aș cumpăra, probabil nici dacă avem acum. Mai dădeam o comandă de ochelar sau ceva să mai vină mousepad-uri, ceva frumos, le făceam cu logo, cu nebunii, frumos. Le scrideam, puneam pe joc. Am găsit niște ventilatoare, da, am găsit pe pică. Am pus și butoaie, alea rămân ciubuc. Dai un golf de banie. Fac live din golf. Facem live din golf, băieți. Ce așa, ce să... Ajung ca ăsta așa în joc. Stau în rulotă. Am un cățel. O să-l cheme Coițe, bă, bă cățel. Frumos. Merg cu BMW-ul. Fac curse cu băieții. Haide mă că s-a mai mic. Mai am zis că s-a mai mic și ora, da. Bă, da, asta-l mut. Stai aici, mă, că aici. Ăla-l mutam de fiecare dată când puneam un ghiveci, îl dădeam mai în față, după care veneam cu următorul ghiveci, iar îl dădeam mai în față. Tot așa. Wrong buttons. Wrong. Ia uite ce mi-au dat mie de lucru, mă, mâncam așa. Bă, m-am gândit. Uite cum e treaba asta. Gen... de exemplu, oamenii care interacționează cu livestream-ul prin sistemul de donații, practic controlează anumite aspecte. Uite cum e asta, gen spawnăm bani sau se adaugă bani. Cum ar fi să existe o chestie, nu știu cum, dacă există sau ceva. De exemplu, când există o donație, să zicem, de un euro sau la orice sumă prestabilită pe, la care alege streamerul respectiv, că se ia controlul. De exemplu, dacă donează cineva un euro, să ți se apese, dăm exemplu Minecraft, să ți se apese Q-ul, care știm cu toții că Q-ul dă drop, nu? Pe Minecraft dai drop pe Q-Park. E, și tot așa, practic să-ți ia funcții din tastatură. Sau lucruri, nu știu, îți dă freeze, jocul, astea, PvP, ar fi tare. Chestii de genul, nu știu dacă există, dar ar fi o integrare, mamă, ești nebun. Ar fi o integrare tare rău de tot. Ce să vă la conoc? Există, făceau ăștia pe TikTok, există chestia asta? Există, nu cred că ar fi de bună. Ar fi amuzant, nu să faci toate live-urile așa, că e, își pierde farmecul, știi? Își pierde farmecul, dar așa, nu știu, odată pe săptămână faci o chestie de genul. O caterincă de-asta. Păi și există ceva automat sau pur și simplu, gen, apăs eu, uite, îmi donează acum cineva un euro. Hop, apăs Q. Exact cum intră donația pe ecran, apăs Q. Că așa poți să-l faci ușor, îți dai seama. Dar mă gândesc ceva automat când detectează în funcție de suma pe care o detectează că intră pe ecran scriptul să ruleze apoi comanda care ți apasă butonul. Bine, nu ți-l apasă fizic, dar virtual el se va apăsa. E automat. Păi și oare cum se poate face această minunăție? Că m-am cam gândit la chestia asta, sincer să fiu. Hai că aproape am terminat. Și mai avem încă 100 de pus, practic. De ce nu-ți repari telefonul din donații? Dragul meu, Alex. Telefonul pentru mine este o unealtă pe care o folosesc să sun și să fiu sunat. Nimic mai mult. Ah, și să pot face o poză
când am nevoie. Nu știu, fac o poză la un document, fac o poză la ceva. În rest, telefonul pentru mine nu este nimic mai mult. Să repar telefonul sau să-mi cumpăr alt telefon în momentul de față, nu ar fi o idee atât de bună. Având în vedere costul lucrurilor pe care doresc să le fac. Nu văd de ce mi-aș da banii pe un telefon. Ah, să dea bine că am și eu iPhone sau ultimul Samsung, mi-aș dori. Nu zic că nu, că aș minți. Dar toate la timpul lor. Hai că ne-au dat și mai vezi, Mariane. Mai vezi, Mariane. Să-l palmeu cu butoile. Da, nu ne ajunge spațiu. Ai făcut, mă, frate? Ai făcut, mă, frate, mă, că nu ne ajunge spațiu. Să spamuna un mob în Minecraft. Mamă, e tare. Da, mă. Pletostule! Help! Caută și mie cum se face. Dacă ai timp, evident. Mulțumesc frumos, Alex. Băi, stai așa că mă ard ochi. Nu mai am motocicletă. Wow! Mamă, mi-am turnat în ochiul ăsta, zici că am fost cu capul sub robinet. Vine. Ce rena a fost. Ce faci, mă? Matrix, ai rămas blocat în aer. Am luat picături de ochi, ce telefon am? Are importanță. Haideți încă puțin. Bine că nu m-am pus să mai pun în costă de ghivece, că eram terminat. Senzații tari românești, ochi uscați. Bun. Dacă am fost ieri seară pe aici, nu. Observ, Alex. Cu magazinul n-am rezolvat încă. Să mai dureze puțin. Mărâneulei! Mulțumesc frumos. Îți dau eu banii așa. Azi, dacă n-am mers membru. Te pup, mulțumesc frumos. Ce tare. Dan Geu, mulțumesc frumos. Hei, e nou Dan printre noi. Haideți să-i urăm un bun venit. Bun venit, Dan. Știi cum te punea la școală? Când venea un coleg sau ceva și era toți acolo. Na, 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 na. Știi? Ceva de genul acum, așa m-am simțit. Mulțumesc frumos, Dan. Apreciez enorm. Îi dau mesaj la băiat. Luconacu? A, încă stau aici la radiații, frate. M-au luat radiațiile, mi-am făcut bunker. Ia uite, bun venit, da.
lângă băieții care știu să facă lei, pentru că de la băieții care știu să facă lei, înveți băi, să pară rândul tău, le e simplu. Băi, dar nu-i mai pun la ghivece, îmi dau bani în joc. Nu-i mai pun la ghivece, îmi dau bani în joc. Păi nu mai min cap. Daniele, mulțumesc. Băi, de unde ne-am oprit de la băga ghivece, că nu mai știu. Avem să ne băgăm bani în joc, avem să ne... Bă, mi-e dor să mă joc rast, dar... Mă doare inima. Mă doare inima că nu pot să... Mulțumesc frumos, Daniel, apreciez. Mă doare inima că nu pot să mă joc rast, bă, frate, bă, vreau să mă joc rast, bă, pe live, să mă joc frumos, așa, liniștit, fără să-mi iau stream snipe, fără să... Dar nu-i dăm, ne vine calculatorul și ne jucăm noi rast. Mi-e urât, că mai zice, bă, pot să intru și eu, mi-e urât, că n-as, ne cunoaștem, ia, intră și tu. Dar vezi că el nu are respect pentru ceea ce fac, să-și dea și el numele ăla pe punct și să stea pe offline, ca băiatul frumos. Și intră și alții pe server, mă înțelegi? Și nu toți au intenții bune de pe acest livestream. Din plictiseală sau din prostie, pură prostie, nu știu. Ambele pot fi, nu-i nimic greșit cu ele, evident. Suntem oameni, azi suntem mai proști, mâine mai inteligenți și tot așa. După iară mai proști, sunt zile și zile. Dar eu cred că dacă aș intra pe un server să mă joc solo și să am eu chestiile mele activate și bam bam, eu zic că ar merge. Știi? Vedem, luăm unitatea asta și ne jucăm și live rast frumos pe canalul cel al lejer. Bam. Facem și noi frumos. Alex, mulțumesc foarte frumos! Salut, ce faci, Coițe? Ce să fac, Coițe? Uite, ghivece! Haideți să-i urăm bun venit lui Alex, clasă! Bun venit, Alex! Mamă mea, mi se duce și vocea așa mai subțire. Zici că am coaiele strânse de cineva, în menghine. Bun venit, Alex! Mulțumesc frumos de donație. Robert, bine te-am găsit! După live ne auzim la non-stop. Băi, Gabi, eu n-am mai ieșit din casă din octombrie. Wolfule, te pup, mulțumesc! Să fie primit, frate. Mulțumesc foarte frumos. N-am mai ieșit din casă din octombrie. Nu mă scos cu una, cu două. Nu mă scos deloc. Nu e. Anul ăsta mi-am promis, vreau să fac tot ce anii trecuți am vrut să fac, dar n-am făcut, că eram o lepră de om, beam alcool toată ziua, făceam prostii, gălăneam și multe alte căcaturi care nu recomand nimănui să le facă, dar le puteți încerca să știți și voi că nu e bine. Sau dacă le faceți, veți vedea la un moment dat că, bă, frate, nu e bine. Și anul ăsta vreau să fie ok. Ok. Nu mai... De la Revelion, eu n-am mai pus gura pe alcool. Și cu alcoolul chiar mai îmi luam un vin. N-am mai pus gura. Alex, mulțumesc frumos, merge un Pepsi. Bro, tu ai fost... Totul ăla ai fost de pe TikTok care a zis ce ar merge un Pepsi, nu? Omul meu. Mulțumesc frumos, Alex, să fie primit. Unitate de gaming. Nu știu, frate, eu fac pe piese, fac pe piese. Și de asta vreau să îmi redresez viața, vreau să mă bucur de chestii, de lucruri, de tot. Și îți dai seama că muncind te bucuri de ele, pentru că muncind faci bani, poți să te bucuri de alte lucruri. Munca, da, în fiecare domeniu. Ce s-o ocupa fiecare. Bă, cred că mai încap 100, mă. Dar numai că merge jocul urât, ia uite-l. Vezi ce smut merge aici? Ia uite-l aici. Numai, gata, s-a terminat. Tu și Gaci că mai beți alcool, dar sper că cu tine, nu? Că fără, e puțin cansos.
Am băgat macro-ul la nebun. Ah, stai mă, că aici am planta. Știa cineva câte semințe am ridicat de jos? Să vedem câte punem în ghivecele astea? Era util de știut. Nu mi-ajung semințele, da? Nu cred că mi-ajung semințele. Ba da, ba da, ba da, că linia aia pune în cartofiori. Cartofiori! Alte uși, am zis ce fac cu atâtea semințe, mă, frate. Aha, banditule! Uite, banditul! Mamă, tata bandit, ce mai face, bă? Opa, am deschis timp. Tata Vlad. Chiar că tata Vlad. Să-i trăiesc. Când crește asta, așa facem. Până astea n-am plantată. Ba da, dar nu s-a udat. M-am scos la ușoară când ajungi pe la radiații. Voi chiar vreți să mă scoateți afară din casă? Nu mă lăsați să-mi fac treabă? Uite, domne! Vezi cum e în țara asta? Vrei să muncești? Și nu poți! Bă, hai la o apă, hai la un suc, la o cafea, la o shawarma. Lăsați-mă! Da, de s-a sărit, aud eu. S-a sărit. A sărit, draci la rat. Gata, mă, bun. Deci am plantat acolo. Nu prea mai avem noi spațiu să lăsăm asta aici. Am rămas și cu niște suveniruri, mă înțelegi? Cam cu multe suveniruri din punctul meu de vedere. Aruncă-le, Marian, că toți ei ți se bucăiești de harta. Bravo, băiatul meu! Stai că uite, mă, la ce dracu sughism? N-am mâncat de 3 zile. La ce sughism? Cop că sunt. Merge treaba la mecanici. N-am mai intrat după clipul ăla. Trebuie să intru că mi se termină stocul. Mâine pun ultimul clip. Și trebuie să mă pun să filmez. Câți bani trebuie să băgăm? Câte ghivece n-am băgat? Am băgat 300 de ghivece. 300 de ghivece, 100... 60 de euro. De unde n-am mai băgat ghivece-ul? De ce n-avem muzică, băi, chat? Băi, de ce n-am sunetul? Când am dat cu pumnul, a sărit și cablu. Wolf, mulțumesc frumos! De ce n-am sunet? Hei, am sunet. Să fie primit. Vezi că s-a schimbat serviciul. Da, știu. Da, știu. Eu eram ăla de... Eram cu a șasele. Vreau să-ți fac un cadou, o mașină de 160.000. Că m-am lăsat de server. Ah, păcat. Păcat că tocmai o să vină un pachet 3X. Se va numi... Și o să aveți ceva special. Pachetul o să costă undeva la 10 euro. Și partea bună este că o parte va ajunge și la mine. E o manevră. O să fie primul pachet de lampe un server vreodată. Bine, pe serverul ăsta oricum o să rămân să mă joc. Cred. Eu așa zic. Îmi place cum e. Și o să fie ok. De la 60 de euro noi nu am mai băgat. Păi... Mai facem așa, mai băgăm niște ghiveciuțe. Câte? Eu știu câte în cap o linie, dar putem să numărăm. Bun. 1, 2, 3, 4, 5. Le pierd numărul așa.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 43, 44, 45, 46, 47, 47? Haide, punem o marge pe acolo, 46, 47, 45. Bun, deci practic de intră câte... Da, bun, mamă. Și câte linii avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mai putem, cred că putem să băgăm de toate, ă? What do you say? Mărică, nădă! L-ați văzut, mă, pe ăla? Că nu bag banii în jocuri, dacă îți dau ție banii. Bă, acum vă dați seama, realist și foarte sincer vorbind ca între oameni, nu o să... Nu recomand nimănui să-și ia un MVP, un VIP într-un joc, doar ca să-mi vină mie din 10 euro, să-mi vină 5. Gen. Dacă vrea omul să mă susține pe mine, să mă susțină direct, îmi dă pe live 5 lei, 10 lei, oricât e foarte apreciat. Dar în mare parte e ideea că oricum sunt oameni pe serverul ăla care cumpără kituri, VIP-uri și de-astea, și... bani în plus. Făcând aceeași treabă, că până la urmă eu nu fac nimic în plus, doar o să fie kitul RX și o să-l menționez și un clip. Haide, mai punem două, măcar să fie aici așa. Gata, nu mai punem că ne sparge jocul. Ne băgăm bani de ăștia. Ne băgăm bani. Câți bani? Câți bani ne băgăm chat? Cât avem de adăugat? Salut, Ionuț. Bine te-am găsit. Deci avem 135. Mamă, 135. Vă mulțumesc frumos. Much appreciation! Nice. Mulțumesc. Salut, Costică! Costică! Mi s-a blocat jocul! Costică! Adu jocul înapoi, Costică! Gata, mă, uite, mă, mergem. Haideți să... Sunet? Na, eu nu mă joc jocul ăsta fără sunet. Ieși din joc și intrăm înapoi. Ieși din joc și intră înapoi. Pituță! Pituță! Nu știu, îmi place numele. Ce zice? Bagă și tu în descriere contul de Revolut. E mai bine acolo pentru donații. Bă, Pituță, mi-e puțin ciudat, am mai avut discuția asta odată, acum mult timp. E puțin ciudat așa pe Revolutul. Nu știu, ziceți voi, oameni, m-a simțit... Nu știu. Ar fi ciudat tare. Un Revolut. Pe parte e mult mai bine că nu se mai ia taxă la asta, nu mai aștept, nu mai verificări, durează o săptămână până îmi intră banii. Ar fi mai bine. Da. Nu știu. E puțin ciudat. Unii bani dacă tot aia, unii bani. Bine, la Revolut e foarte simplu, că pui, dar nu apare pe ecran și asta e puțin ciudat. E ciudată ideea pentru mine să primesc o sumă de bani care, nu știu, nu apare pe ecran, nu, nici n-am notificări. E ciudat. E ciudat. Da, pune. Nu, îmi cade mâna. Cică, bă, Mariane, ai un... stil de a țipa. Păi da, frate. Păi când țip, țipi. Aoleu! Vă rog, nu vă speriați!
Vă rog, nu vă speriați, vă rog frumos! Vă rog frumos! Am pus Revolut în descriere și dacă vă întrebați, poza mea de profil este cu un apometru. Aia e poza pe care am găsit. Nu are poză cu apometru. Na. Nu-i sună. A, am găsit-o. Am o pisică care stă așa. S-a blocat. E mai ok decât aia cu apometru. E mai ok. E puțin mai ok. Îmi luau ăștia seria de la apometru și după o sună, bună ziua, am și eu apometru ăsta cu seria așa, 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 aș dori să-l deconectați. Și te trezea al meu fără apă caldă. Bine, nu cred că funcționează chiar așa, trebuie să faci o confirmare că ești proprietarul ceva, știi? Bine, odată ce îi dai seria... Mă, e destul de greu să dai leak la seria de la apometru care se află undeva într-un cămin sub pământ. E greu. Nu e ca și cum vine cineva, op, și-a plecat. Că ești în curte, știi? Dar mă lăsau ăștia fără... Stai așa, că eu nu știu cum, că eu n-am notificări pe telefon, frate. Ce poză cu pisica are al meu în căiești durului? Bă, băiți. Nu. Na, n-ai cum. Cică, ia uite-l pe Gabi ce zice. Eu am cum la BRD cu 1.20, la BT cu 2.25, la BCR cu 0.83. Tu ai vrut să le demonstrezi la toți că se poate foarte rău, nu? Sau care e ideea? De ce ai la toți câte un cont și la toate dacă le-ai adunat ai făcut 3 lei? Care e chestia? Stai, mă, că mie mi s-a apărut amuzantarea asta. Eu le-am demonstrat la toți, domnule, eu n-am. N-am deloc. Bine, acum glumă, că n-am. N-are, nu știu eu ce are băiatul sau asta, dar glumă, e amuzant. Stai că... Bro, cum scap de notificările astea în primul rând? Le dau elimină și mi-apar înapoi. Te pup, băiat. Marius a venit cu o donație nebună. Cred că de-aia au vrut al meu Revolut. Că poate să pună aici. Marius, te pup. A trimis Marius un leu. Mulțumim frumos, bro. E un leu. Mulțumesc. Zice top. Mulțumesc frumos. Da, chiar să știi că nu poți să trimiți pe Typestream un leu. Casian, mulțumesc frumos! Bă, nu mai zic sumele, e urât să zic sumele, nu? E urât să zic sumele. Zic mulțumesc, nu știu, mi se pare ciudat să zic. Că, na, nu știu, zicem sume, nu zicem sume. Nu știu. Mi-a rămas în cap aia cu Gabi. Mă bată sfinț. Și acum eu trebuie să stau. Casian, te pup, mulțumesc frumos. Vă aflu și astea acum numele tot. Hai să punem și noi o muzică. Vreau să o pun la donații pe aia. Mi se pare genială tare. O găsim pe netoare. Pe YouTube.
Băi, asta e o melodie? Asta e melodie, pe bune, am crezut că e doar un sound, mă. Daniela Maria, mulțumesc foarte frumos. Salut, Trec, zice, mulțumesc frumos. Vine și Marius. Marius, mulțumesc foarte frumos. Te pup, atât am avut și eu. N-are nimic să fie primit, Marius, mulțumesc frumos. Vă mulțumesc foarte frumos. Băi, Daniela Maria. Băi, contru maică ta? Drace, ai furat telefonul? Băi, am crezut că e doar asta, mă, frate, mă. Hai puțin, chat. Chat, stați că facem manevră. Uite, bă, știi ce îmi doresc eu pe celălalt canal, frate? Bă, frate. Când facem orice altceva, când ne jucăm, bă, să nu iasă oamenii, bă, să fim, adică, să fim, bă, o adunătură de oameni, frate. Indiferent ce facem, indiferent ce facem, frate, să fim așa cu toții, uite, nu mă mai joc puțin, hop, 200 ies. Adică, bine, e așa. Adică, practic, oamenii, haide, mă, te joci sau ce faci? E urât. Eu nu ok, stai, că n-ar trebui să citesc. Ar trebui să dă pe citiri. Vedeți că ne-am ridicat bine de la 4 lei la 15. Mulțumesc frumos. Băi, cum îmi trimiți mesaje, frate? Hai, uite, mă, pot să văd mesaje. E numele lui... nu trebuie să citesc asta, mă. Adrian, mulțumesc frumos. A trimis un cadou să fie primit. Mulțumesc frumos. Stați așa. Haide să facem aia, frate. Vreau să-mi pun aia la donații. Sunt amărât, sunt fain de steaua mea. MP3 downloader. Mamă, dacă vedeți cum am scris downloader. Sunt amărât, sunt fain de steaua. Cum mă găsești pe Revolut? Este în descriere, frate. Deși cred că o să fie on and only live-ul ăsta, nu știu, e un feeling ciudat, vă mărturisesc. Nu e acum că da, bă, Marian, da, primești bani până la urmă, bă, frate, o fi, dar am și eu deprinderile mele ca om și e puțin... Mulțumesc frumos, Petrică, să fie primit! Să fie primit, mulțumesc frumos. N-are nimic, frate. Nu contează. Bă, Adriane! Ia uite-l, bă! Stați puțin. Hai că își face asta de coding-ul. Mamă, ce nu mai mâncați? Sunt dulachei! Leu cu leu s-a adunat asta, așa este. Te pup, mulțumesc foarte frumos! Mulțumesc foarte frumos! A, el e pituță, mă! Pituță, mulțumesc frumos! Să fie primit, Adrian! Acum vă zic după numele care l-aveți aici, frate! Nu mai e pituță, mituță! Mituță! Băi, de ce nu merge ăsta, mă, frate? Cancel decoding. Da, frate, dai. MP3 downloader. Da, mă, să descarc și eu ăsta, mă, frate. Să o convertim, să o facem. N-ar strica minute mai multe pe contul de 5M. Ce? Vezi că trebuie să bagi și banii de pe Revolut. Mi-donez singur ca să se pună la găul. Cosmin, mulțumesc frumos! Adrian, te pup! Cosmin, să fie primit! Frumos în Germania, să nu veniți, zice al nostru. De ce, frate? Eliza, mulțumesc foarte frumos. Mă lasă minim 5 lei, Mariane, e contul lui mama. Bă, vă dau banii înapoi la ăștia, mă, care sunteți cu contul lui maică. Bă, nu mai trimiteți bani, bă, de pe contul lui maică, dar am dat banii înapoi. Se trezește maică dacă îi lipsesc bani. Nu mă lasă, vreau să-i trimit bani. Nu pot să arăt direct că se văd datele. I-am trimis banii înapoi lui doamna Eliza. Bro, nu mai trimiteți bani după contul părinților. Nu vreau să fiu nici eu scârțar, că da, mă, că dacă nu... Nu, e frate, nu e. De unde descarc asta un caz? PT Hall the site. Bă, vreau să descarc și eu piesa asta, dar nu pot. MP3 downloader.
Am acum 12 ani și ca o coduri CS16. Zice, mă trezesc cu calculatorul spart a doua zi. Nu mai am nimic. Mamă, ați venit val de cadouri de astea de la părinți. Bă. MP3. Gata. Mulțumesc frumos, Răzvan! Mulțumesc frumos, n-are nimic să fie primit, mulțumesc, iar Teodora, te susține când se ia cu robotul, băi, nu e bine, bă, oameni buni. Mulțumesc foarte frumos, Andrei, din puținul tău, a dat și el, mulțumesc frumos. Băi, oameni buni, eu apreciez că mă susține și doriți să mă susțineți, ba chiar și prin intermediul banilor financiari. Dar vă rog foarte frumos, nu-mi trimiteți bani de pe contul părinților. Nu este ok, pentru că nu știu dacă au acordul, nu au acordul, așa, cu pulărăi ăștia până la urmă banilor, să-l facă ce vrea cu ei. Dar așa cum vorbim deja despre contul părinților sau ceva, nu mi se pare în regulă să trimiteți bani. Pentru că puțin probabil ca ei să știe. Și de asta eu vă mulțumesc foarte frumos. Nu e musai acum că donează lumea, haide să donăm și noi sau ceva de gen. Vă rog frumos, nu dați de pe contul părinților. Atât. Asta e singura rugăminte. Ce zicem aici, mă? Bă, voi faceți chat cu mine aici, mă. Bă, stați, mă, că ați venit val, mă. Bă, ce e asta, mă? Au venit deodată. Andrei, mulțumesc frumos, te pup. Stați că vine val. Cătălin, te pup! Mulțumesc frumos, hai cu live-urile explicite, a zis al meu. Unde am rămas? Adrian, ce zice? Mie mama mi-a zis să-ți donez. Ce bău e. Mihai a trimis, dragi să mă ia ce ăsta, dot. A trimis 001 dot. Bro, ce e ăsta? Nu știu. Să fie primit, mulțumesc. Ce zice? Mă numesc Ciprian, dar este contul mamei mele, dar sunt banii mei. Na. Și mie mi-a plăcut școala foarte mult, Ciprian. Mulțumesc frumos. Mamă, ce a trimis al meu aici? Mâncați-și, Gabriele, bani de un suc. A trimis o literă tăiată așa. Așa cum îmi vine mie vena asta și mai e încă una lângă. Ce e aia, mâncați-și? Stai așa că am reușit să descarc asta, oameni buni. Vă mulțumesc foarte frumos. Hai, mi-i fac chat aici. Chat că se poate da fără bani. Da, mi-i fac chat aici. Bă, nu-i bine, bă. Nu-i bine, bă. Am omis ceva? Am omis ceva? Nu cred, nu? Nu. Lire turcesc, zicea mea. Frumos. Bă, ce se întâmplă? Mielene, să-ți dau pe Revolut. A dat al meu hâț. Mulțumesc frumos să fie primit. Al meu a scris 200 de euro mesaj, gen. Nu send. Și ți apare notificarea sus 200 de euro. Dar nu send. Doar așa. Mihai, mulțumesc frumos, a trimis și el dot, e criptomonedă, zice, ne facem de ăștia financiari. Mulțumesc frumos, Adrian. Stați-mă așa, avem de editat asta, oameni buni, haide să mai și muncim. Deci am descărcat-o, haide să o facem, frate. Santa Mărăță, Venestea. Ne jucăm după, vreau să fac asta momentan. Mariane, te-ai pus pe joc. Punem joc aici, frate. Și mă dau eu, fii atent, că băiatul are 13 rânduri de 14 de creier. Frumos. Îmi place overlay ăsta așa, gen. Se vede puțin și monitorul, mă văd și o mare aici. Deci că suntem la video chat. Așa, micuț. Ce parte ne trebuie din ea? Îmi trebuia, sunt amărât, sunt vai de steaua mea. Adriane, mulțumesc frumos! Marius!
Marius a cerut 10 lei. Haide, bă, Marius, bă, ia dai cea, bă, dacă am primit și eu. Ia și tu, băi, frate. Stai că vede lumea codul, băi, de vugile. Ia, băi, Marius, e, băi, de aici, bă, și tu 10 lei, eu. Hai, bă, merge. Dacă a avut curajul să ceară primul, i s-a dat. Acum nu îmi dați toți request pe Revolut că dăm blocaj. Gata, Marius, să fie primit, frate. Au, ajungem înapoi, am ajuns înapoi la 4 lei. De la cât am plecat. Bun. Haideți să vedem, deci. Ce zice? Asta unde e, mă? Ah. Stai așa, că nu mă descurc. Bun, deci avem așa. Sunt amărât să ce să mănânc ceva. Sunt amărât și de foame rost. Și de foame rost. Aici, aici se oprește. Îi dăm un boost neapărat, 12 decibeli. Îi facem fade-out-ul și fade-in-ul, să vedem cum începe. Sunt amărât să vai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva. Talent. Dar cum o facem noi să se audă mai tare, frate? Mai tare de 12, nu pot? Păi, dau, dar nu pot, mă. Nu poți, mă, mai tare de 12, mă. Nu poți, mă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doctore? Stai așa că mă întreba facul la cât am ajuns. De la 4 lei, vezi că am ajuns la 53 și am mai ieșit, am mai dat afară din casă încă 10 lei, că i-am dat lui Marius. Bă, mi-a trimis înapoi, mă. Bă, ce faci, mă? Primăm banii de la unul la altul. Marius, te pup. Mulțumesc frumos, frate. Te pup. Băi, mi-ați blocat chat-ul. Georgian, mulțumesc frumos să fie primit. Hai, noroc. Noroc, Georgian. Mulțumesc frumos. Marius, mi-a dat banii înapoi, frate. Te pupești, nu credeam că chiar trimiști. Da, frate, de ce sună? Gabriela, mulțumesc frumos să-i pui în ramă. Pe tablou. Sau Răzvan, de fapt. Gabriela, e nu știu. Asta la donații de 1,5 euro, nu? De 1,9 euro. Dar nu pot să-l dau mai tare, frate. Equalizerul, ia, stai că o facem rock, ia. Sunt amărât, să-mi vai de seama mea, ce să mai spun, poate... Se aude mai clar, în schimb. Se aude mai clar, nu pot să-i fac custom. Sunt amărât. Uite, vezi, live-uri de-astea așa să facem pe canalul ăla. Mai stau, mai facem alt, mai o glumă, ne mai uităm pe ceva. Adică, noi ca oameni, nu, eu trec să mă joc, voi vă uitați. Cea bahu, Încă o bere de la Topalu, mam. Sau de aproape, băiatul, mulțumesc frumos. Te pup. Bă, primesc foarte multe notificări, dar nu-mi dau seama de ce nu mi se încarcă. Mi-ați rupt chat-ul ăsta, mâncavaș. Mi-ați rupt chat-ul ăsta. Trex la mine pe live, te-ai blocat, a zis al meu. Salvează și după bagă iară. Da, dar stai așa să vedem ce settings ia. Păi și nu pot să văd aici. Nu. Asta joasele. Sunt amărât, să-mi vai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva, sunt amărât, și de Sunt amărât, să-mi vai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva, sunt amărât, și de Așa, să cârie, mă, frate, mă. Băi, să cârie, mă, frate, mă. Sunt amărât, să-mi vai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc... Hold your ears, boys. Ceva, sunt amărât,
și de foame. Sunt amărât, sunt bai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva. E perfect! E perfect! Andrei, mulțumesc foarte frumos! A cerut 666 de lei. Bro, dacă venești tu cu o ofertă plauzibilă, poate mergea. Dacă ne simțite de-astea, refuzăm. Andrei, mulțumesc foarte frumos. Să fie primit, frate. Să crie cum ne crezi. Domacul de foame, zice Gabi. Nu, eu? Da, mie îmi place să aude groaznic. De ce bine? Sunt amărât, sunt bai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva, sunt amărât. Și pe o cască, dacă o dăm, e rupere. Sunt amărât, sunt bai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva, sunt amărât. Păi cam asta e, mă, frate, mă. Se aude groaznic. Mamă, poți să-i dai reverb de aici? De reverb. Nu, am crezut că îi dau de aici reverb. Păi asta e, frate, e perfect, nu? Piesa este scoasă. Sunt amărât, sunt bai de seama mea, ce să... Talent, așa rămâne. Pe speed? Putem să-i dăm puțin speed. Cred că i-am dat prea mult. Sunt amărât, sunt bai de seama mea, ce să mă spun, poate mănânc ceva, sunt amărât. E puțin cam mult, dar merge puțin. Ia, așa? Sunt amărât, sunt bai de seama mea, ce să mă spun, poate mănânc ceva, merge. Sunt amărât. Merge. E ok. E bine. Andrei, mulțumesc foarte frumos! Puțin de la toți și o să fie bine! Mulțumesc foarte frumos! Adriane, pentru Lidl! Ia, frate, de aici! Opa! Facem schimb de bani! El mi-a dat 11, eu îi dau 2. Mamă, și poate vezi că era o tranzacție de 2000 și n-am văzut. Nu merge, nu mă lasă. Se încarcă. Mi-ați blocat aplicația, Mâncavaș. Auzi, bă, băi, nu mai în față chat aici, Mâncavaș! Bă, îmi faceți chat aici, îmi sare aplicația în aer! Stai că nu știu ce se întâmplă. Răzvane, gata, mă, gata cu cerutul de bani, mă, că mi-a aruncat aplicația în aer. Fără chat, vă rog eu frumos că nu mai intră notificări. Daniel, mulțumesc frumos, frate, să fie primit. Cătălin a cerut. Băi, Cătăline. Călin. Lăcătuș, mulțumesc foarte frumos să fie primit. Mulțumesc foarte frumos. Bă, vă rog eu, oameni buni, nu mai îmi faceți chat pe ăsta, băi, frate, bă. O să blochezi chat-ul din Revolut. No. Cum adică? Adică nu poate să-mi scrie lumea așa, aiurea? Cum? Blocare jocuri de noroc. Mesaje cu prietenii. Poți primi și trimite mesaje către alți utilizatori. De ce? Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. Ia de aici. Na. Asta e live troll, să mor dacă vă mint. Nu mai pot să-mi facă lumea chat? De ce îmi cere toată lumea bani acum? Casian, te bun, mulțumesc frumos. Ce telefon e ăla? Note 10. Ionela? Dai un leu.
Ionela Cârlig mi-a cerut 10 lei. Ia de aici, Cârlig. Să mor dacă nu mut banii dintr-o parte în altă. Nu mai încerez bani băgat. Nu mai dau. S-a dat. S-a dat de 2 ori, 3 ori. Am dat. Nu mai încerc. Ia uite-l pe ăsta, bă. Bă, 300 de lei. Să plătesc și eu providenții. Bă, nebunule. Gata, mă, nu mai deschid, mă, ce scrie acolo, a cerut, nu mai deschid. Bogdan, mulțumesc frumos, te salut, mulțumesc foarte frumos. Care zice cerut, nu mai cerut, gata. Am trimis, s-a trimis 40 de lei, nu știu. Haide să... De un pachet de țigări. Nu mai, gata, s-a zis. De ce bine, da, sunetul. Sunt apără! Nu, că se aude. Sunt amărăt. Da, n-amem pe patru, ba da. Gata, frate. Gata. Aoleu, dăm leak la episoade. Haide să vedem cum o punem la... Băi, a fost o donație pe care n-am citit-o de la Alex. Salut, Rex, te urmăresc din 2015, atunci când ți-am descoperit canalul și am rămas alături de tine în fiecare seară. Respect pentru ceea ce faci. Și cum spuneai tu înainte, Giugiuc. Băi, când a fost donația asta, mă, că eu n-am citit-o, frate. Îți mulțumesc foarte frumos, Alex, să fie primit. Stați așa, haideți să facem asta, frate. Alert box V2. Să dau membri. Băi, am dat în decembrie 3000 de membri, nu mai dau. 3000 de membri. Hala, băiatul. Hala, băiatul. Hai să încarc muzica. Cum încarc muzica? Upload the file. Da, tată. Da, tată, ra-ta-ta. Ra-ta-ra-ta-ta. Upload. Daniele, ce încerci, mă, înapoi? O lire turcească. Numai că dacă îți dau, o vede lumea că îți dau și după încerci și. Da, să mori aici, mă bagă la probleme. Uite pixelul mort, îl vedeți? Sau eject pe monitorul meu. Era eject pe monitorul meu. N-are nimic. Sunt apărere, sunt bai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva, sunt apărere. Save. Save! Păi și acum cum facem? Trebuie să-și dea refresh. Hai la bosul la ușoară. E închis, frate. Și acum trebuie să văd, să testez. Ce zice om? Uite, bă, toată lumea cere, bă. Ce că se reamintește că ai o plată de 25 de lei. Vreau... Aveam 84, am 64. N-are nimic. Și e primit. Da, așa, o să trebuiască să generez o donație de 1 euro. Să vedem dacă are sunetul ăla. Dar nu, că o să mi se audă și pe ăsta, nu mi se audă în OBS. Avem răbdare. Am pus-o de la 1 la 9, la 9 euro, mi se pare. Hei, pot să redau o donație, stai așa. Sunt apărere, sunt bai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva, sunt apărere. Frumos. Frumos. Bun, merge.
Pierdut apa, bă, frate. Crast Roblox, Crast episodul. Salut și bine te-am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Suntem pe Roblox, știu, Roblox. Doar că am găsit un minigame ce mi-a atras atenția. Din păcate minigame-ul trebuie să dăm. Ok, păi, până și... Bă, tu ai văzut harta aia? Acolo. După ce avem fa de genul... Bro, unde-i serios? Link o mașină de viață. Hei, asta no, no. Se arată sus. Hop, hop, hei, erou. Nici nu știu de ce iarăși că gloanțele avem noi aici. Astea-s Haters Hunger, Instant Heal. Aici, găsit, nu e cea mai lăsat pe aia. Dar aș cineva așa, perfect. Dacă mi-au copyright, băi, asta rămâne la decizia băieților dacă îți dă copyright sau nu. Vă rog, eu nu mai încerc bani pe Revolut pentru Betano. Căci se exec... Tare rău, eu scot Revolutul din descriere. N-a fost cea mai bună idee să dau Revolutul meu. Gata. N-a fost cea mai bună idee să dau Revolutul. Deloc. Sfânta mărât, să-mi vai de steaua mea. Mulțumesc frumos, Artic, să fie primit. Ce tare se aude! Tare se aude! Te pupul, mulțumesc! Oricum, băi, o să vreau să facem o modificare, oameni buni. Să fie din 10 în 10 euro câte un sunet diferit. Pentru că eu nu dau seama, uite, dacă de exemplu vine cineva și donează 10 euro, e o melodie. Dacă vine cineva și donează 43 de euro, e aceeași melodie. Bine, oarecum e și surpriza că gen melodia de la 10, de obicei lumea donează 10, pentru că merge așa. 10, 20, rar 30, 40 și sume de astea 33 euro, 3. 10, 20, 50. 50, 70 mai răruți și după se sare în 100. Rar se practică sumele astea. 30, 40, 70, 80-uri. Mai rar. Și mă gândeam să pun oricum din 10 în 10, dar nu melodii, ci sunete de-astea, nu știu. Fac eu ceva de genul 10 euro, urlu, țip, 10 euro! Sau ceva, știi? Fac, le pregătesc eu ceva înainte, să fie ceva. Și mă gândeam... Mă gândeam. Punem așa. Hai că dacă nu-mi pleacă toate de pe ecran, mă încalea și dorul lor. YouTube. Vreau să pun la 100 de euro să se facă ecranul negru. Pernele moi, băi, astea nu-s căutările mele, astea îmi dă când, pentru că am istoricul dezactivat și nu știu YouTube-ul ce să-mi recomand. Asta. Când e o durație mare, știi? Sau nu... Trebuie să fie una. E una enervantă, rău. Asta mâncavaș. Asta să fie. Asta să fie. Și după să înceapă ceva așa. După să lași lumea să bage gifuri la donații. Ei vezi că bagă numai. Ești nebun? Nu merge. Nu merge cu d-astea. Nu fac promovări, nu fac promovări. De niciun fel și chip. Mulțumesc frumos. Când a poftim, omul meu intră pe Roblox să joace ras. Ce are, frate? Ce are, frate? O, spătarule, nu te preface că nu mă vezi. O, spătarule! Bă!
lucruri sunt pe aici. Băi, e un joc tare, mă. Bă, ce-i ăsta? A, e ăla cu mașinile, mă. E ăla cu mașinile, mă. Mamă. Mamă. Ce-i ăsta chat? Mamă, mixed. 3 milioane, 2 milioane de review. Sunt apărere, să mai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva. Mulțumesc frumos! Mulțumesc să fie primit! Da, acum dau și eu monitorul ăsta mai jos. Că acoperă aia de la donații, da, și acoperă chat. Sunt apărere, să mai de seama mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva. Vex, mulțumesc frumos! Ce să fac? Cipi, ceapa. Băi, nu știu dacă știți ce e aia. Stai că mi s-a făcut bara asta. S-a dus la dracu pe mă să suia. Cipi, raba. Bro, aia e groaznică. E asta. Nu vreau să o pornesc, că nu știu care-i treaba cu ea. Nu știu. Nu vreau să o pornesc, dar cred că o știți. Constantin, mulțumesc frumos! Bine, cred că o știți cu toți. Nu se închide browser. Aia e prea halal. O să intrăm să ne jucăm un bazu în câteva momente. Dar oricum o să facem. Când ne mutăm pe celălalt canal, acolo n-am frică de copyright, de astea, de nebunii. Când ne mutăm pe celălalt canal, vedem ce facem. Ești obsedat de ea? Bravo, băiat! Costa facă lăgie. Bă, păi hai să intrăm să terminăm ce ne-am propus, frate, că avem de adăugat bani. Problems. I got problems. E un joc nou pe Steam, repar mașini pe a ta. O faci pe a ta personală, e mișto rău. Wolf e top donator. De-asta sus, pardon. Wolf, da, e și top donator, evident, dar... Hei, uite, e sus acum am văzut. Lodia era într-un concurs de copii. Vedem oricum pe canalul celălalt. Ce joc, mă, frate? Cum se numește? Până atunci unde-i cipi, raba, raba, rubi, jocul ăsta? Uite, live-uri așa. Sunt apărăți, sunt mai de steaua mea, ce să mai spun, poate mănânc ceva. Mulțumesc frumos, Raul! Să fie primit, băi, Caterin, că tare, mă. Ce să fac acum? Uite, merge să ne juc. Abia aștept canalul celălalt să brăusuiesc așa internetul cum vreau eu. Eu am început să stau mult pe internet. Dacă stau în casă și stau la calculator, am deja 15 clipuri în avans filmate, ești nebun? Am clipuri deja până la finalul lunii, dacă stai oarecum. Ei, mă cac pe mine. Am clipuri până pe data de 20. Lejer. Ce să fac? Ce să fac? Mă uit pe net, stau pe net. M-am apucat de TikTok, al meu e TikToker. Păi... Că mai rămâne ceva timp. Da, eu câte viuri am pe TikTok. Stați să vedem câte view-uri avem pe TikTok. Bine, nu cred că am foarte multe. 2600 pe clipul ăsta. Nu s-a dus atât de bine. Ăla de ieri... BOM! 85.000. Pentru mine e foarte mult. 85.000, stai să... Pentru un băiat ca mine, 85.000. Pe ce canal? Canalul este în descriere, canalul pe care vom face cele mai tari live-uri ale mele de până acum. Așa o să anunț pe TikTok. Ne jucăm cu mașinițe, ne jucăm cu de toate. Vedem, avem invitați, facem o caterincă! Mulțumesc frumos, Sorin! Ai, e ceva Sorin, că e același mesaj. Poate vedem Șerban, o caterincă, râdem, glumim, facem ceva, nu știu.
Vedem. Frumos. Că dacă tot am adus și canapeaua aici, facem calul meu. Adică conținutul de care voiam să mă apuc cu live-urile. Că acum am mai făcut astea și așa, jap. Hai să nu știu. Ce random a fost. Câți bani trebuie să adăugăm chat? Mulțumesc frumos, Sorin. Deci avem sumă fixă. Asta ne ajută foarte mult. Hai să închid și eu programul. Bă, Revolutul, am încetat să-l mai verific, frate, că îmi cere lumea bani. Deci dacă adun de la toată lumea cât mi-au cerut, eu n-am făcut atâta pe live-ul ăsta. Ia uite, bă, a cerut. Să fie primit. Uite, mă, Marius. Mulțumesc frumos, Marius. Să fie primit, frate. Eu n-am făcut pe live-ul ăsta cât mi-au cerut ei. Să fac animogen? Nu știu la ce te referi prin asta, dar genul acela de livestream în care nu doar te joci. Și mai sunt care fac genul ăsta de livestream. Hi, man! Cine mai face genul ăsta de livestream-uri? Nu știu. Doar de ei doi știu. Stresul, cred și el, nu doar se joacă. Nu știu cât se joacă stresul. Cum adică au cerut? Păi poți să dai request. Deci 7000 am să bag. Sunt amărât, sunt mai de steaua mea. Ce să mă fac? Te mănânc ceva. Ară cât mi-ai trimis ultima oară, nu se arată, frate. Astea sumele. Da, și Teo la fel. O să avem și noi live-uri așa mai frumos. Ei, ce facem? Haide, stai în pat. Deci, practic, cum face toată lumea live-urile. Eu am rămas, al meu a rămas în 2016. Haideți să adăugăm bani. De la 7 n-am mai băgat, suntem la 15, matematica mea zice 8. De la 60 n-am mai băgat. Matematica mea zice 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bun, n-ai apă, mă, mâncați aici. Ce drept cu ei făc, mă, e loc cu pumnul. Salut, Dexter! Te-am dat pe spate, n-are importanță, Marius. Ce mă speria de asta, am simțit așa un fior, s-a auzit prea tare, Raul, mulțumesc frumos. Eu cred că o să mă sperii cu porcăria asta. Ce avem de făcut? Deci, ne ocupăm de ăla, mai trecut o zi. Hai să vedem ce reușim să facem. Mamă, avem butaie aici înăuntru. Mulțumesc foarte frumos, Raul, să fie primit. Să fie primit. Da, butaiele le-am aruncat eu prin asta. Ce să mă fac? My new car. La 10 euro ce muzică e la donații? La furat, Lucian. Ei, adică s-a încărcat ăsta. Bam, buni! A, 25%. Și mi se pare că ar trebui să ajung aici. Butoaiele mele, după calculele mele matematici. Bine pui melodia asta la 50 sau 100. Nu? Gen, e Duma din spate. Gen, la un euro e, practic, se înțelege prost la unul. Stai, mă, că ți-am donat și euro ăsta, faci și de-astea. Se înțelege prost la sumă mică, acum o realizez. La sumă mare e ca și cum, știi? Da, aici tu dreptatea ta, o să-i fac switch-ul. Să-i facem switch-ul. Bine, eu am multe melodii de alea pe acolo, dar nu le-s configurate.
Iar că se înțelege ciudat tare. Îți dai seama, vine un om nou pe livestream care n-a înțeles contextul și bă, omul din cât are el acolo donează și el un euro, care este foarte de apreciat și mulțumesc frumos. Și omul de... Sunt amărât să-mi vai de steaua mea. Păi cum ar fi? Ce zice ăla? Să te duci dracu cu totul, băi, Marine. Păi nu, dacă nu înțelege contextul. Bă, bune acum. Ce joc este ăsta? Mumbazu. Na-na-na-na-na. Trebuie să cumpărăm pista aia în seara asta. Da. Așa că niște filme și tu. Așa că niște filme și tu. RTX 3070, Daniele, ce dai tu acolo? 3080-uri. 32 corsuri, 1000 de vas, dar uite, 6000 de lei e unitatea asta, 5500 pe acolo. Bani buni. Vezi că pe mai se mărcare ai păcănele. Ce păcănele sale? Să-ți vai de steaua lor păcănelele alea. O bune că-ți vai de steaua lor. Bă, dar uite, eu când stau aici jos pe scaun, eu am camera web setată prost. Mamă, cât e. E, pe ce am apăsat, că dracu a luat. Bine, da, mă, mai stau și așa, și au tântai cap. Ok, ok, mă, gata, trec la treabă. Asta zic, vezi? Asta zic. Donez și eu puțin din puținul meu și tu mă faci sărac, chiar așa. Despre asta zic. Mulțumesc frumos, Axel. Despre asta zic. Cipi, cipi. Nu ne cipi cipi, ne rupe toată după continuu live-ul. Cipi cipi, rubi rubi. Pune camera full să vedem cât e. Bă, hei, hei. Practic. Atât. Stai că mi-am stricat asta acum. Asta e camera mea de TikTok, vă rog frumos. Asta este camera. Aici sunt TikToker. Gen, mi-am dat părul pe spate, știi? Acolo sunt TikToker. E camera mea de... E rong tare la un euro melodia asta. Mulțumesc frumos, Alexandru, te bu. E rong tare la un euro melodia asta. Să-mi fac sunetele înapoi. E fan, dar nu-i fan. Au, 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 băi, 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 bă, trebuie și mie un scaun, băi, nu pot să stau cum. Eu vreau să mă... Vreau să mă tolănesc în scaun. Dar nu poți în ăsta mâncare așa. Îmi cade plata aia. Mi-e trebuie fotoriu de la mare așa. Mamă, păi mă duc să stau pe canape. Un euro cipi cipi. Păi și așa ăsta se face aici. Sunt apărere, sunt vai de seama mea. Ce să mai spun, poate mănânc ceva, sunt apărere.
ăsta cât face arțar aici, practic, noi putem să lăsăm jocul în bară, nu cu, cu Escu, pentru că nu ne mai face alt tab și rămâne frumos. Și noi putem să ne mutăm în room-ul nostru aici foarte frumos și să trecem la treabă. Haideți cu toții în minunata lumea lui Mickey Mouse! Tibi, tibi, ceva, ceva, rubi, rubi, rava, rava. Oh, e wrong. Wrong tour. E cât se vede. Atât, deci e efectiv cât se vede. Ar merge un Pepsi când aștepția. Dacă vedeți cum a scris al meu downloader. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, Alex, Axa. Înta măruță, vai de steaua mea, ce să mă lung. Ce să mă fac? Filmora asta, puțin. Haideți toți în lumea? Mulțumesc frumos! Ce zice al meu? Al meu a scris cum se vorbește, practic. Ce zice? Sunt amărât? Deci zice, mulțumesc frumos, Daniel, să fie primit. De ce are băiatul aici? Ce are băiatul aici? Boost! Noi dăm fade. Fade out. Dar nu o las 20 de secunde, o las și 10. Și fade out. Îi punem pici. Mă sperie! Mamă! O luăm în arii greșite cu asta. Mamă, tu îți dai seama dacă îi dai lua asta speed? Ce-i asta, mă, cățeși? Haideți să o facem și pe asta în felul nostru aici. Nu, o las așa, las-o așa, că era bine. Bun. Era bine, mamă. Și ăsta pop. Pe ele și merge. Ce am făcut un cățeș? Să stea. Stai mă, o lasă așa. Ce paraba. Ce paraba. Haide acum, tu dară. Gata, export. Acum o zi, timpul să mă retrag. El acum, băi, păi stai mă că n-are treaba asta cu conținutul ăla Pokémon.
Asta e Caterinca. Ceapa. Dar cum fac eu, mă, oameni buni aici, mă, că nu știu cum să fac, mă. Nu știu cum să fac, cum să fac, să mănânc ceva. Că practic mă înțelegi ăsta, îl pui de la unul la... El practic arată, eu știu cum să vă zic. El practic arată ceva de genul ăsta, știi? Mulțumesc frumos. Deci, practic, eu am aici, vezi, 1 de la 9, 50-99 și 10-49 și poți să creezi câte vrei tu. Dar putem să-i dăm lui asta Duplicate Current Animation. Îi dăm așa. Cipi, cipi, ceapa, ceapa, îl punem fix la 6. 6. Pardon. Da. Da. Păi și oare cântă și ailaltă? Da, asta e întrebare. Nu, nu pun la 1 euro pe asta. Păi ne sparge, ești nebun? Păi și asta practic eu cum îi fac? Nu se aud ambele oare? Dacă e o donație de 6, nu pleacă și aia și aia? Sau cum pleacă? Îi face loc lui aia? Ce face? Că nu știu, frate. Ce face? Practic el a intrat în sistem. Dar ce se întâmplă cu ăsta? Că ăsta e de la 1 la 9, știi? Îmi spargi urechile, omule. Au, ce zâmbe de Joker am. O pun pe asta la 5, o duplic. Fii atent, 5. Da, ok, bun. 1, 5, da. Duplicate Current, Duplicate Current. Și după punem 7, 9. Hey! Și practic ar trebui să funcționeze, nu? Până la o sumă mai mare. Cine crezi că spamează ție la 6 euro, frate? 6-30 de lei. În schimb ar trebui să o schimb pe ailalt. O să mai adaug variații. Aici nu pot să-mi dau test donation. A, ba da. Vă trebuie să dau risă la găuri. Sunt apărere, sunt mai de seama mea, ce să mai spun, nu-mi trebuie nici ceva. Am văzut nevoasă că te-am făcut cu 8 să merg până la 300. Ce nevoasă? Dar e dilema că se aude în ăsta. Te magnific? Cum e la pe TikTok, mă, mâncaia shawarma lui, de zice la orice lupis du rezistans. Bă, ăla la orice sos, orice sos. Așa îi zice, mă, mâncația. Și mi-apare shawarma pe TikTok, pe calculator. Bă, și e un băiat, n-am nimic cu el, Doamne ferește, și face treaba lui, treaba mea. Dar la orice are el acolo, lupis du rezistans, orice sos, bagă chestia aia, lupis du rezistans, punem aici, lupis du rezistans. Și era ulei de măsline, mâncați ce punea și era lupis du rezistans, nu știu. Are ticul ăsta. Bine, e amuzant. Dar la orice are chestia asta.
Băi, stai mă, că trebuie să resetez eu ăsta acum. Să-mi scoată aia 6 euro. Gata, păi ce facem aici? Cristiu, da mă, Cristiu, și-a urmeria. El are asta cu la pizdu rezistanță. Se zice Dorian Popa, da mă, dar Dorian Popa nu face șaurme. Adică, am zis de băiatul ăla, de, se ocupă cu șaurmeria. Nu știu de unde e sau asta, dar... stai că mi-am dat volumul maxim. Gata, frate. Bun. Ce joc a zis, mă, al meu, mă? A zis al meu un joc, da, să mor. Bă, mor în joc ăsta la altul. S-a făcut, mă? Bun. Ați așa că n-avem ce face, până nu ne face arțarul ăsta, stăm și ne pe net. Că n-avem ce face, crește iarba, curge arțarul. Mai căutăm și noi un joc cu alea. Cum se numește jocul la unde, a zis băiatul? Da, unde vie mult de la subiect, mă, s-a zis deja și numele, nu văd de ce mai dați și alte variante, când deja băiatul a zis Cristi, am zis că da, Cristi, a, că ăla. Mulțumesc frumos, Daniel. Toată viața mea am dorit să mă joc o căpățână asta, asta aici nebun. Ce-i ăsta? 3D are tag-ul de 3D, mâncați așa. Beer Factory, nu ăla. Te aștept. Da, vine calculatorul să vezi ce-i dăm. Uite, vă repară un ciclet. Ce e ăsta? Playcraft. Ce-i ăsta, mă? Roblox. Aoleu, ăștia mi-au propus mie, frate, să-mi facă un joc în interiorul jocului. Echipei care dezvoltă ăștia mi-au propus să... Mamă, și-am uitat să răspund la mail. Practic, ăsta e un fel de Roblox pentru adulți. Ai mai multe minigame-uri. Asta nu mi-apară ceva cu un dick pe aici. Și aveau bugetul de 1 milion de euro să facă jocuri influencerilor. Și am uitat să răspund la mail, mâncava și dorul vostru. Și uite, s-a lansat. Da, nu le dă băiatul mail înapoi? Făceau la influenceri joculețe, știi? Minigame-uri. Cum e pe asta? Cum e pe Roblox, pardon. Bine, nu știu ce mare influencer sunt eu, dar... Da. Încearcă Beer Factory. Nu, mă, era jocul ăla, mă. Bă, m-a jucat ceva cu o mașină, cu un volan, mă, frate, mă. Avem jocuri pe aici așa să ne jucăm. Destule. Instalate, astea sunt instalate. Oh. Oh. O să iau apă, așteptați-vă. Să vă mulțumim pentru vizionare!
ce să mă fac, poate mănânc ceva. Cânta mă, mă, mă. Na-na-na-na-i, na-na-na-na-i. Bă, ce fac butoaiele astea aici așa? Hai la butoaie! Assetto Corsa. Ce feeling ciudat să se vadă jocul așa mic și așa mare, nu? Mă simt ca alea pătuci care sunt așa. Știi? E bune, e pe bune faza că te lași de YouTube. Al meu n-au urmărit clipul, nu? Nu mă las, frate, de YouTube, doar că nu mai vreau să fac thumbnail-urile alea așa super, ultra, mega colorate. Să, nu știu, adică, uite, eu poate când filmez clipul ăla nu mă simt așa, să nu fake-uiesc chestia asta, știi? Despre asta e vorba în ăla, nu că mă las de YouTube, că nu mă las de YouTube, n-am de ce. N-am de ce, dar vreau să revin și eu frumos la tipul meu de conținut, așa lejer, frumos, că parcă m-am transformat mult în chestia asta, parcă nu, oamenii care mă urmăreau nu mai aveau nicio conexiune cu mine. Cum era înainte, nu mai povesteam chestii ce-mi veneau mie pe clipuri, pe live-uri, mai stăteam așa frumos. S-a pierdut în ultimii ani chestia asta, știi, că... Nu știu de ce s-a pierdut. Bine, probabil că am avut și pauza asta de la YouTube foarte mult timp. Și după când am revenit, nu prea mai știam eu prea multe, știi? Și cred că de asta gen mă gândesc eu așa. Și acum, practic, iar o să fie un hop de la în jos. Sunt conștient de asta, adică o să avem mai puține view-uri, o să avem mai puțini oameni pe live stream, care se observă, 400, de la 1000 și ceva. Dar nu mai vreau să fiu un personaj așa făcut, știi? Vreau să fie ceva natural, discutăm frumos, vorbim, orice, adică, bă, normal, natural. Nu știu, nu-mi plăcea direcția în care o luam, nu mă simțeam eu bine. Era tare pe partea de view-uri luna trecută. Luna trecută făcusem 1.500.000 de vizualizări. Care, băie, destul de bine. Acum probabil vom avea mai puțin, pentru că am văzut că a fost drop deja la view-uri, cum am postat azi, a fost mai puține view-uri. Probabil o să continue dropul, dar hei, după vedem ce și cum, știi? Cam asta este ideea. Și de asta vreau și pe canalul ăla, la altul, să facem live-urile, să fie așa o chestie, să nu vină pe, cum e pe ăsta, haide bă, dar ce faci, te joci? Deci chestia asta mi se pare la modul, adică mă înțeleg într-o oarecare măsură, dar nu mi-e zice frate, așa că până la urmă nu mă plătești, uite, Wolf, poate ar putea să zică, bă, Marianne, dar nu te mai joci și tu? Aș percepe cât de cât ok că omul întotdeauna a fost acolo și a susținut. Ar avea drept să zică, gen a susținut mai mult încât să îi afecteze lui viața într-un mod. Dar așa, vine unul care nu-l văd nici în comentarii la clipuri, nici nimic și zice, haide bă, te joci odată. E puțin aiure, adică, stai mă, că nu stai în lavă, ești nebun? N-am terminat jocul, dar mai avem puțin. Na, na, na. Adică eu cam așa o iau treaba asta. Sună puțin urât, nu sună, dar asta e realitatea. Îmi pare că ai dreptul să comentezi despre o chestie în momentul în care te implici, dar să te implici în modul în care îți afectează cu ceva viața. Uite, într-un mod sau altul, afectează, e mult spus, interacționează cu ea. Mi-a donat cineva un euro, omul ăla nu mai are un euro, nu mai are 5 lei pe care el i-a muncit. A dat ceva din viață, așa când doar apeși un buton, îl apeși, contează. Dar e gratuit. Toată lumea poate să-l apese. Contează și acela, evident. Dar înțelege ce vreau să spun. Să nu fie interpretat greșit, că n-are de ce.
Exact, cam cum am zis-o. N-am explicat-o eu prea bine, dar înțelegeți ce vreau să zic. De ce se vede așa? Că eram pe overlay-ul de căutam noi chestii. Căutam noi chestii. Mă joc cu magnețelul ăsta de două zile. El tot fac așa. Așa. E gras. Eu m-am dus să-mi iau apă, dar n-am băut apă. Bun. Da, păi cam asta este ideea. Uite, zice, contează cel mai mult să faci ce-ți place. Cam asta e ideea. Sunt conștient că o să ia la vale. Sunt foarte conștient că o să ia la vale o perioadă. Dar și după când o să o ia în sus, eu zic că o să fie super ok. Și mă simțeam și prost oarecum cu treburile astea. Uite, cu live-urile, cum făceam live-uri înainte. Mi se pare clipurile mai vechi de 4 ani unde sunt pe canal de când am început să postez. N-am șters nimic. Mi se pare, bă, am cele mai mediocre live-stream-uri. Gen mie, să mă uit la el pentru vârsta, mă joc continuu. Bă, doar mă joc continuu, sunt acolo. Sunt în personajul ăla, nu prea ies, știi? Mi se părea deja puțin... Mi se părea și încă mi se pare... Aproape. Am cele mai nasoare live-uri dintre toți. Pă bune. Dar oricum, terminăm cu Mumbazou și ne mutăm pe canalul de live-uri pe care îl aveți în descriere. Și acolo o să vă zic un program, drasălea de program, că probabil o să mă apuc să fac live pe zi. Îl terminăm seara, nu știu, facem câteva ore bune. O să facem câteva ore bune live. Chiar vreau să facem asta. De ce nu merge umidificatorul? Stați puțin. Gata. Am pornit un umidificator de ăsta, că era aer foarte uscat, știi? Mamă, și aș vrea pe canalul celălalt între momentele astea cât ne jucăm noi, stai să-mi dau niți aici. Așteptăm să se umple astea, n-am ce n-am să facem. Pe canalul celorlalți oameni buni. Să zicem, începem. Eru, eu înțeleg ce zici. Mă bucur foarte mult că... îți place și asta. Nu renunțăm la chestia de a intra personaj când mă joc, adică să trăiesc chestia aia, pentru că mie așa îmi place să mă joc, dar mă refer să mai avem și ceva pe lângă. E ca și cum, nu știu, în loc de bolul ăla de mâncare, ai un platou cu mai multe lucruri. Parcă mai frumos dă, corect? Și îți face mai mare plăcere să mănânci și ba chiar să-l și vezi. Cel puțin... Alta e când mănânc fasole din borcanul care mi l-a adus maică-mea și alta e când îmi fac un platou, acolo am frumos niște chestii de legume, poate acolo niște fructe, poate acolo ceva de pește, acolo, mă înțelegi? Adică cam asta, să zic. Nu vreau să renunț la asta, dar ne mai uităm pe un internet, bam, după ne jucăm ceva cu poveste. Uită la aici. Mi-a plăcut foarte mult serialul. Nu știu dacă are treabă cu serialul neapărat, dar vreau să ne jucăm ăsta vreau să ne jucăm neapărat. Jocul e foarte tare. Povestea. Gen, e mișto tare. Bați ai mașinii, face upgrade-uri, nemânii. Excelent!
Trebuie să schimb melodia asta. Cătălin, mulțumesc frumos. Ce zice Marian când vine rastul la forță ca pe vremuri de rai maestru pe AK-47? Acum trag bine din scrot. Ar fi frumos unul, două live-uri cu el. Top și respect. Cătălin, după ce luăm calculatorul, o să mai băgăm și niște live-uri cu rast. Mulțumesc foarte frumos de donație. Deci ăsta, vreau să avem un joc cu poveste. Și The Witcher cred că ar fi tare să ne jucăm. Nu știu, am jucat foarte puțin la fratele meu. Dar cred că e talent. Dacă fac tale la gură. Și cred că e lung. Mamă, 700.000 de review-uri. Muzică Mariane. Cred că e mișto. Siri. Salut, Andrei. Avea muzică. Au trâncați. Te bați. Uite, vezi cum arată o persoană care zice că nu se uită la Trex? Aude-o, bă, Jennifer. M-am uitat și la serial, ce vrei? Da, mă, e mișto. Oricum, vreau să avem un joc cu poveste. Începe. Mulțumesc frumos, Alexandri! Dacă am trecut, când? În ce perioadă de timp vorbim? Dar ca să... în ultimii 5 ani, nu. Gen. Avem și doiul. The Wild Date ăsta. Da, mă, ne facem oricum o listă cu ce ne jucăm, ce avem chef să ne jucăm, ce frumos, facem ca lumea. Facem ca lumea. Storage Hustle, Legendary Found, 2 ani instal. E pârjoale tare jocul, plus că le-a omorât tot fanbase-ul pentru că a apărut ăsta. Ăsta e mișto, frate, am filmat deja 4 episoade. Eu uită-l pe Ovidiu, după TikTok cu învățăm lucruri noi. Jocul ăsta le-a luat fața la jocurile astea cu storage-uri. E mai ok, l-am filmat, am 4 episoade deja pe dreapta. Îți cumperi mașină, îți cumperi casă, îți cumperi magazin, depozitezi în magazin, e tare, deci chiar e tare. Nu licitezi, ci le cumperi direct, dar ai, poți să cumperi și mașina asta și camioane și mai multe. E foarte tare și jocul chiar primește, nu primește update-uri, a primit ăla la altul. Ăsta primește update-uri, eu nu înțeleg, face update la demo. Horror dacă aș juca, băi, am primit acum un joc, uite ăsta. L-am primit recent, Borderlands, nu știu, nu m-am mișcat niciodată, am primit jocul ăsta. E doar tu. E doar tu. Cătălin, mulțumesc frumos de cei 5 lei pe chat. Ce zice eu acolo? Are you ready? Putus fontus asfut. To have an adventure, ai cei mai ok fond. Mâini tăiete, picioare tăiete, altă, mă, monstruos. Cel mai horror lucru din tot jocul ăsta e fontul. În loc să lase sunete din joc, ceva, au pus melodia asta. Nicolas, mulțumesc foarte frumos, te pup, să fie primit. Pacifi. Ce era Pacifi? M-am jucat Pacific, ce la Pacific? Ah, Pacific ăsta. Ce mă, ăsta merge multiplayer? Da. Ia uite, mă, zboară.
Salutare tuturor! Salutare tuturor! Dar măi! I'm Kermit the Frog. Hai să închidem asta aici. Ce ne facem în șiropul ăsta? Că ne venim aici. Butoi cu butoi! Butoi cu butoi! Ar trebui să mă pun că pe cameră mare, da? Nu știu cât mă joc. Red Dead Redemption n-am jucat. N-am jucat, frate. Da, frate, vagabond, tei, mezi de noapte, mezi de noapte. Garage Flipper, uite și jocul ăsta. Mamă, e mișto tare rău. Caca, n-am apucat să-l joc. Nicolas, mulțumesc. Ar trebui să dau ăsta de monitor mai sus, nu să se vadă chat. Gata. S-a dus și jocul ăsta. Pe Bimnege n-avem misiuni. Joacă ca toți ceilalți, Ughi Ughi. Nici nu știu de unde pot. Nu știu de unde pot să joci Ughi Ughi. Ughi Ughi și Bam Bam la 3 dimineața. Stai așa că aștept să-mi pornească ăsta, dar nu pornește. Ne mai dau o dată. E beta ce vrei, dar nu vrea să pornească. Ughi Ughi și Bam Bam la 3 dimineața. Ăsta s-a mai făcut ceva? A, dar mi se pare că e gata demo. Când a zis că e... Check out the full game. New free update. Ce mă, gata? S-a lansat jocul? Nu. Bye bye demo. Când închide demo? Jocul cu benzineria, gas station-ul. Știi că n-am mai jucat. Nu merge ăsta cu play games. Haide mă deschid. Bro, lasă-mă în pace acum. Ce baba, patru dimineață! Iau! Avem aici, Ughi Ughi. Cum se scrie? Ughi? Ughi Ughi? Cum se scrie, oameni buni? Ughi? Ughi? Cum se scrie? Bine, e posibil să nu-l aibă aici, știi? Asta e aplicație beta, să te joci jocuri de telefon pe calculator. Să reacționez la ce e pe trend. Merge, da. Dă-mi seama că reacționă. Jalopii nu-mi place jocul. Free Fire. Ce-i ăsta? Ce joc ăsta? A, e de la gen PUBG, ă? Gen. Upi, e pe Steam. Nu te cred că Ughi Ughi e pe Steam. Na, e imposibil să fie Ughi Ughi pe Steam. Nu e, mă, Ughi Ughi. Băi, ăsta vreau să încerc, frate. Băi, vreau să ne jucăm o mâncava. Și cât ține reducerea? 11 februarie. Băi! Boy. We've devised something extraordinary to ensure your success. Boy. Așa că am fost întrerupt din vizionare aici.
Cum să nu ești bre din octombrie din casă, o femeie ceva? Ce să femeie, ce să calculator? Autolea! Am deviat puțin. Hai să ne uităm, mulțumim frumos, Alexandru! Aută-l mâncați! Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Aută. You have much to learn. You have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Ce zici, amostru? Ce zici de ceva horror merge la ora asta? Cătălin, te bun, mulțumesc frumos! Vedem, vedem, vedem! Vedem, stai așa, că încerc să... Mă uit aici! Mulțumesc, vedem după ce jocuri am horror. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. What do they want with a Hogwarts student? I have a rare ability to see whispers of ancient magic. Extraordinary. Ăsta e Harry Potter. It's a powerful magic. Zbolonul Vazlui s-a negrisit puțin. Harry. Iar le au pe ele rugină, frate. The path we are on is terribly dangerous. But I do not know where it... Bă, de ce n-am rămas sus? We leave our legacy in your hands. Aveam rămas sus, frate. Gata, mă, frate, aveam. Băi, deci pe mine m-a omorât. Plus că recent, m-am uitat la ăsta, cum se numește. La ăștia, mă, m-am uitat la Harry Potter. Toate cele 8 filme, că practic 7 e făcut din 2 părți, deci sunt 8, că ține 2 ore fiecare și m-am uitat la el, știi? Așa, în timpul meu liber. Și... Bă... Frumos. Frumos. Zici că-s moș de la... Da, tată. Gospodari. Aoleu și alii. Adică... Nu știu. Mă gândesc că și jocul ar fi tare, nu? Din 200.000 de review-uri foarte pozitive, eu zic că e foarte bine, nu? Foarte, foarte bine. Și nu știu, mi-ar plăcea maxim. Vedem. Mă decid până pe 11 dacă îl cumpăr. 35 de pe puroi. Jocuri horror, frate, eu nu prea am jocuri horror. E greu să mă sperie eu. Adică e greu tare să mă sperie eu. M-am jucat Outlast. L-am terminat, i-am terminat DLC-urile. S-a apărut Outlast 2-ul, cum s-a lansat? L-am terminat într-un live stream. Frumos. E greu să mă sperii. Și ăsta Outlast Trials-ul... Nasul. Nu prea jocuri horror. Nu prea jocuri horror, nu știu, nu pot să le categorizez aici și ea după filtre. Nu. Nu prea știu ce jocuri horror. Și astea, cum se numesc? Pipi, Miciuchi, Miciuchi, Ciciuchi, Perică, Kikaka. Cum dracu se numesc alea, că nu-mi vin. Berbetologist, mertologist, demologist, mă. Așa. Și toate alea care seamănă. Bro, dar e donația sub acum. De-aia nu se vede. De ce e donația sub, frate? De ce e donația sub? Se rezolvă. Ăla a fost ultimul drum, așa. Liviu, mulțumesc frumos. Zice, bine, Marene, dar acum se poate că nu găsesc în toată Cernavă, dar un bancomat BCR cu contactless. Cum adică contactless, frate? Adică de-aia ai pus cardul așa și ți-a scos banii. Dar aia e contactless. Sunt toate. Dar nu știu acum cu BCR-ul. Nu știu cu BCR-uri, nu știu. Dar toate au de-alea din câte știu eu. Toate au. Caută popii.
Mom. Ce umor. Să scaneze telefonul. Adică ai făcut aroganță, zap, și banul vine. Nu știu, frate. E greu aici, la noi. Dacă nu era centrala, aveam drumuri de pământ. Dacă nu era centrala, aveam drumuri de pământ. Ești nemun. Băi, trebuie să-mi scurtez părul ăsta, că-mi cade mereu. Vezi Dark Souls? Nu am de-astea masochiste. Nu vreau să... Mulțumesc frumos, Cătălin! Mamă, al meu vorbește numai în 5 euro, 5 euro, ești nemun. Te pun, mulțumesc foarte frumos, Cătălin. Bobby Playtime nu este horror. Cum mă, iau de horror? Ia ce zic oamenii de el. If you are looking for a horror game that isn't scary, this game is perfect. Ok. Critically underrated and wrongly accused of ruining mascot horror, Bobby Playtime is the king of atmosphere and the master of design. It will scare you? Yes. No, it will not. You piece of biscuit. Uneori pare că am probleme, nu? Încerc să ascund pe cât de mult pot. Hai, vedem și noi ce să facem. Adică o să-mi ceară ăștia buletinul înapoi să-mi pună dungă, băi. Iau tu pe asta? Accident! Tatuaje am pe mâna stângă? N-am, frate, tatuaje, nu vezi? Tască, fac grafica! Unde ai play, mă, mâncațări? Bă, cum dai, mă, play, mă, că ăsta dă reset, mă? Bro, de ce e așa mic joc? Mamă, ce mi-a făcut. Ce mi-a făcut imbecilul. A, uite, mă, play, mă. Trebuie să ai un nivel de... un grad de... în penie mare, mă, să nu vezi de plaiul ăla acolo. Mamă, zici că sunt filme de alea horror. Yo, am greșit jocul, chat. Ce e ăsta, mă? Ia uite, mă, m-am teleportat în un bazon. Dar să... unde-i, mă? Pupi. Pupi! Mihai, mulțumesc! Nu mă ridic în picioare că n-am chiloți. Eu am pantaloni albi și transparenți. Bine, glumesc. M-am mai ridicat în picioare.
Mulțumesc frumos, Mihai. Chapter 1. As an example of the Playtime Co., you finally return to the factory many years after everybody within disappeared. Hadesin îi jucăm Puppy. Măcar în jocul ăsta să am 900 de FPS-uri. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? What's the time? Bibiurile, nu știu ce s-alea Bibiurile, Cătălina, mulțumesc. If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. Mulțumesc, mulțumesc, Cătălina. Playtime. Everybody thinks the star disappeared 10 years ago. We're still here. Find a flower. Loading. Welcome. Hello. Ce stau încă să zici? What did I bleed, boys? Făceam o lanternă. E un calculator. Să mor dacă nu așa arată un Adidas de ăsta de-ale meu călcat de mașină. Ce-s astea? Ok, nu ne interesează. Te sperie mai tare sunetele de la alții. Mulțumesc frumos, Cătălin. Poate tu știi acum, nu mă pronunț, să-ți dai seama. Un copii pe live se sperie. Se joacă de bine, ce? Se sperie copii. Bă, idios, mă, uneori. Și că de-aia n-ai mărea de oameni pe live. Nouă e frate, nu m-au descoperit pe mine, de-aia n-am pe live. Că ei cred că... A, las că vedem. Mamă, e destul de evident că aici trebuie să ajung. Hello. Ah. E cu coduri de-alea, fii atent, fii atent, că aici e cu gândire maximă, trebuie să-mi dai o seamă. Trebuie să fie undeva, fii atent, în camera asta e undeva culori. Ah, gata mă, trenul ăsta e mă, fii atent, deci roșu, galben, roz și verde, mă, frate, mă. Roșu, galben, roșii, verde. Hai puțin că băiatul e inteligent. Cum îi dau clean, mă? Uh,
Roșu, e, ce dracu a fost? Roșu, galben, verde. Nu, nu. Roșu, galben, mov, ăsta. Hey, boy! Vezi că băiatul a ieșit cu 129 IQ. Frufus. Joc Moby Blade, ai mă. Eu stau. Da, fovul ăsta nenorocit nu merge să-i fac nimic? Că zici că mă uit direct în el. Aha. Păi și apply n-are? S-a schimbat ceva. Ah, ok, s-a schimbat. Uite, bun venit în centrala nucleară de la Cernavodă. Avem aici panoul de comandă. Orice buton îl apăsăm... Nu, e chiar așa. Ah, ok, deci pot să... Bro, dar de ce e așa întunecat? Dă-mi sunet după ce mi-e tare. Mamă, ce tare se aude. N-au vocea, știi că... Mi-aud vocea. Salut tuturor și bine am zis la o nouă ASMR. Se pare că n-am și o lanternă. Poți să colecționez... lanterne. Alea. Cum se numesc? Dischete. Casete. Și aici. Trebuie să vedem ce este aici. Și aici am un ciucu, 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 ciucu. Se afla ceva, nu știu. Trebuie să mergem. Mergem pe aici unde-i mânuța. Ne face aici un scurt aici. O lui închis, nu mergem. Uite aici. Nimic. Ceva. Te trec cu el. Da seama unde merg, dar merg undeva. Din camera gata. M-a dezamăgit, trebuia să cadă să se spargă. Bă, dă-te, dracu. Ce tare. Ce joc, mă joc, mă. Nu se joacă piripipititam. Mă aguci. Hai, fai, frate. Power. Orice român cu golf 4. Power. Păi și cum? Ia-mă o mână, frate! Ai, misiunea mea să că... Trebuie să-și cealaltă mână, mă.
Bă, pare destul de evident că trebuie să fac ceva la ușa asta. Okay. Le pup robere. E destul, ok. Unde e, mă? La lumina roșie, întotdeauna e la lumina roșie. Horror. Nu știu, nu. Gata? Uite, bă, sunt electrician, bă. Touch with wire power. Ce zice, mă? Puțin cam evident ce o să se întâmple aici. Ce se joacă rău? Mamă, trebuie să adun astea. Bă, dar ce stau, un puzzle game? Ce stau, mă, cauș? Un joc de puzzle, pare, a? Ei, până acum pare un joc de puzzle. Revolutu. Nu mai dau Revolutu, frate, că m-a nenorocit lumea. Dacă n-am la notificări, că-mi cer bani. Cristian, m-am nenorocit.
cerut ai mei de la 1 leu până la 12.000 de lei. Și acum cum o urc? Bună întrebare. De coborâș și am coborâș, dar ăsta îmi zice două mâini. Da frate, eu am doar una. Cred că trebuia să mai găsesc undeva și pe a doua. Că nu știu cum, uite, cum o lansez pe a doua. Că nu există a doua. Eu nu mai pot nici să urc. Trebuie matematică cuantică aici. Tragi cutii, te urci pe cutie. Dar mâncați-o și brânză. Aoleu. Vrei să fac o dumneavoastră, mă zic, da. Cum dracu sar? Cum pun acolo? Bă, mâncau așa. Bă, nu să știu, frate. N-avem asta verde, mă. Mai greu cu culorile în seara asta, ce vrei. Palme și nu mi-e frică să le folosesc. Ceap, ceap. Și uite așa mă grăbesc. Păi doamne atentor, păi eu vreau să intru, mă frate. Să-i dau grab. Pă bune? Nu că sunt eu prost. Nu merge. Ce trebuie să faci mâncat să-și dur? Zice grab tu complet circuit. Păi grab, grab, dar de unde grab? Ce este? Practic ăsta e butonul, nu? Nu merge, nu mă las să țin mâna acolo. Zici că-s prost. Zici că-s prost. Zici că-s prost făcută mâie.
Antla, al meu acum mi-ai zis. Asta e Huggy Wuggy, mă, de a nebunii YouTube-ul, mă. Asta e jocul, e un puzzle. Deci, efectiv, jocul e un puzzle, ți-au de foarte tare, știu, știu. Uite, m-am născut a doua oară. Make a friend, da. Oh, needs power. Nu mă, ce-i jocul ăsta? Le uite YouTube, au strict copii în aer. Poppy Playtime. Au crescut canale pe baza la chestia asta aici, din mâine. Mare. Bine, nu zic că nu mă de rău. Doamne, vă nu știți, că nu s-a înțeles așa, dar eram curios care e treaba. Poppy! Fuck! Și am luat picioare. Mănuțele astea e greu tare să le iei serios când joc cu lor. Așa, tini, 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 tini. Mănuțele în aer! Tiri, 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 tiri. Haide, clasa întâia, haide! Tiri, 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 tiri. Am uitat că eu pot să trag lucruri cu mâna, mă. Toată lumea pe scări! Am plecat, s-aduc curent! Am plecat! Dă mâna dreaptă înapoi. E principal aici, nemun. Aoleu, nu mai am cablu. Nu mai am cablu. Ce facem? Ce facem? Nu mai avem cablu la ușă, la mână. De ce nu merge să mă conectez cu a doua? Ah, pentru că același cablu îl folosește și... Ah, înțeleg! Deci ambele mâini folosesc același cablu, gen. Ok, 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 ok. I understand. What the fuck? Ah, ăsta e ultimul punct. Azi ziua ta la mulți ani, frate. Ce chestia mea pus. Dacă mă duc așa, nu ajunge. Nu mai am cablu. Trebuie conectate toate trei.
ce nu mă lasă? Am curent practic? Sper că nu-i de play, că nebunesc. Dacă a fost pe el. Cine juca, mă, ești nebun, mă? Update. Bă, ce mă dureau mai ieși, mă, pe ăsta, mă? A, de la ei direct din joc, mă. De la ei direct din joc. Ce faceți voi? Ce faceți voi, nebunilor? Trebuia să mai aștepți puțin, da, e minunat, mi-a crescut testosteronul cu jocul ăsta. Da, știi cum? Prea mult de lumină. Oricum mă văd bine și fără lumina aia, m-a prinsă chiar pretty nice, da mă, oameni buni, ce să mai, o să mai facem mâine, am terminat jocul de tot, o să facem mâine. Nu. Facem mâine live stream cu Munbazu. Tragem tare, îl începem mai devreme să terminăm jocul ca după să ne mutăm pe canalul de live stream și să începem să facem și noi frumos live-uri. Știi? Facem frumos, ne facem descrierea. Ne punem pe live-uri, că unitatea aia mâncai și dori. Bă, da, ce scumpe piesele, mă, frate. Bine, așa au fost mereu. Dacă voiai calculator de top, ăsta era prețul, frate. Atunci când l-am făcut... Pe ăsta de LAM, tot la fel. Bine, n-au fost 200 de milioane, au fost 150 de milioane. Cu 2080 Ti atunci, acum primisem de la Nvidia 3080 ăsta. Și tot așa a fost, 150-160 de milioane. 16.000 de lei, practic. Dar acum, practic, să-ți faci acum ultima generație, bam, 20.000 de lei. Și că gata, nu se mai joacă. Bă, de parcă eu nu sunt aici, eu nu văd chat-ul. Așa a întrebat. Băi, Darius. Nu ne mai știu, că mă pun și ora sunt, că pentru mine e târziu. Târziu tare. Ora 1. Destul de târziu. Și ne vedem. Ne vedem mâine, bă. Ne vedem practic astăzi. Calendaristic. Astăzi, da. Terminăm un bazu. Și mâine... Mâine vedem. Mâine, da. Adică azi terminăm jocul. Și vedem ce facem. Și pe canalul celălalt facem mai Summer Car. Bine, cât o să ne jucăm noi așa, că mai vreau, poate ne jucăm mai Summer Car. Gen, la început deschidem live, facem, ne uităm... Ceva, reacționăm la cea, ne jucăm puțin mai Summer Car, după iar mai intrăm pe net, mâncăm, ce facem. După, vreau un joc de poveste.
Vreau un joc cu poveste. Când se lasă așa seara, e mai chill, lumea frumos pe full screen și să mă joc ceva cu poveste. Aș lua Mad Max-ul ăla la rost, să ne jucăm puțin, știi? Cu ce eu mă ocup zi de zi sau doar YouTube? Doar YouTube? Nu doar YouTube. YouTube, momentan vreau să mă chinui să deschid un magazin online. Două, de fapt. Unul o să fie cu haine cu nebunii de-astea și altul o să fie cu produse. Frumos. De gaming o să fie. Dar e mult de muncă și la început produse micuțe, că n-avem 30.000-40.000 să dăm pe produse mari. Produse mousepad-uri. Chestii de-astea așa care nu sunt nici scumpe. Adică poate să cumpere cam oricine un mousepad. Deci o nebunie de-asta. Oricum, ne vedem data viitoare, vă mulțumesc foarte frumos pentru acest live stream, să aveți o seară minunată și ne vedem pe zi la un nou clip și live pe seară. Vă aștept număr cât mai serios. E vorba grea asta, dacă o procesezi. E vorba grea. Ne vedem data viitoare.